Bă, am trăit, am trăit războaie. Multe. Războaie la propriu. Da. Războaie la propriu, în care trebuia să facem în așa Iată. fel încât subiectul să nu Uite. fie la măruță, să fie la acces. Că zic da. acum de mă dau și șifia fără, dar nu, nu contează. Eu am trăit sloganul <laughs> vostru la mine la antena. Adică gândește liber? Exact. Da. Tu mai știi ce am făcut eu la TV? Da. Păi. Ai gândit liber și ai fost mereu aproape. <laughs> da, da, da. Mi se pare că suntem documentați? Adică nu ai tu acasă toată colecția asta de Cam playboy da, pe da. care o avem noi aici. Dar de ce foile lipite la tine? <laughs> mai vin eu pe aici. Pia nu mă cu un reportofon. Și am pus reportofonul. Pac! I-am dat drumul. 35 de minute. Se auzeau și comentariile între ele. Era la o zi, hai, fă, ce, zi, e te mă și prost. Cine te mai sunam? Unu, mă, care zice că să dea sănătate. de l <laughs> căcături, știi? Prin mijloace specifice. Și asta a fost nasol. Mamă, că m-a închetat nazat trei ani. Bă, trei ani, atât era dosarul meu. Ia ziceți, bă, și cum ați mai făcut? Venise Esca. Stătea Esca săracă venea de la Soti. Am zis, noi aveam un grilaj. Eu eram în interviu, ziceai că sunt alea din PD-uri. Tokyo, Melbourne. Bă, a venit una Esca. Zic, o știu, frate, că e la Soti. Mă uitam seara la Soti. Vreau să un interviu. Zic, lasă, frate, să mai stea. Și a doua zi mă Sârbu, ca să încheiem poarta. Pino, la mine, Adrian Sârbu. Și a zis, nu, facem așa. Vii acum sau nu vii Bine, frate, nu vin deloc. A, și uite, ne pune noi pe 1 decembrie <laughs> când s-a lansat. Fiți să fie o ăsta de bun? Acest podcast cu tine... E, e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Ei, hey, exact cum spuneam, prietenul nostru, Alin Țibulcă, face un super cocktail cocktail. Da. Cald. Salut, Cătălin, și bine ai venit. A Așteptăm invitatul de astăzi cu o super băutură, caldă, cu Red Bowler, blended scotch whisky și cu ceai de ghimbir. Asta am vrut să zic că miroase a ghimbir, iar ghimbirul e preferatul meu și biscuitele astea este senzațional. Presim că o să se bea mult în seara asta. Să știi că este foarte delicios și abia aștept să fac și un. Perfect. Așadar, începem podcastul. Să fii alături de noi! Salutare, oameni buni! Începem podcastul acasă la Măruță. N-avem niște dansatoare care cu siguranță i-ar face seara mai plăcută. L avem doar pe Ciuc aici în spatele camerelor de filmat, pe pozaj și nu ajută, nu? Salut, Anca Patos, și bine ai venit la podcast! Salut, bine te-am regăsit și bine te-am găsit aici, în casa da. ta. Bine ne-am regăsit așa, pentru că noi ne tot întâlnim prin oraș. Asistenta cu barbă a mai văzut <laughs> și până <bun> alte porti, <laughs> Sunt o bine, nu Cine cea om să fie, nu? Gândim. Exact. Nu eu mă bucur Dumnezeu. că ești aici la podcast, dăm noroc. Și să, așa, frate, să nu scape ce oamenii fac cu asta. că trebuie să-l mănânce un biscuit de. Deci dă noroc așa? Dar stai stai să înainte, l înainte, stai să fie așa. Hai noroc, Doamne ajută! Oamenii știau că tu bei destul de mult ceai. Oamenii nu știau că iei și bani pentru că bei ceaiul ăla. <laughs> <laughs> e, unii oameni știau și asta așa, iar prietenii noștri, partenerii uh, au pentru tine uh, de la Red Bowler uh, un set care sunt uh, convins că o să-ți placă foarte tare cu două pahare mulțumesc, și, bă, mulțumesc. E, e un uh, whisky mulțumesc, senzațional mulțumesc. și e un mix mulțumesc. făcut mulțumesc. de prietenul nostru uh, Țibulcă, mulțumesc. senzațional a, să Dumnezeu obicei, știi? Cum? Da, 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 stai că te mai cinstim până la final. Aul atunci mai vin. Mm. Mersi mult de tot. e, băi, e, drăguț. Da. e cu ghimbir. Pune -l, pune -l, e... Lasă așa să se vadă. Unde? Pune-l, pe pe masă. Vadă, uite, așa. Le face reclamă oamenilor. Păi da, trebuie vadă și acolo, patica, Ai Ai să vadă așa cu a carpatică. Ai să-l nebunesc. Lasă că mai pune în când, <laughs> în când. Mă ridică fără nicio problemă. Glumesc. Bun, ideea e că... E gustă, să vezi cum e, gustat cu ghimbir, e sensațional, e făcut de prietenul nostru, Țibulcă, un băiat extraordinar, să-i dea Dumnezeu sănătate. <laughs> Da. Și ăsta cu ce e? Ăsta e cu... Cu ce e? Cu scorțișoară. E făcut-o de tine sau lui Vlad <laughs> în nu, Ce mai contează? Forma. E bun, e bun. Mă forma asta că, specială. Dacă face forma asta de frunză, poate să facă orice alte forme, nu? Exact. <laughs> și pentru că ne facem temele foarte bine și de asta te-am întrebat dacă la tine e hmm. capatos cu cân normal, cum e la mine Cătălin, sau e cu capa. Și mi a scris că la mine e, cu e cu normal. Când normal, la bunica mi-e posibil să fi fost cu capa. Îmi spunea tata că așa își aducea ei la minte da. că actele lui erau cu capa, însă tai că mi fi în prima generație născută în România, din familia aceea de greci. A fost înregistrat cu C, normal, și automat și eu și Andrei suntem cu C. Da, dar la un moment dat semnai cu capa. E mai interesant, da. Bă, da, am găsit în Playboy. Semnai cu Dan Capatos, cu capa. Cine știe ce falsuri ar fi făcut. Și ca să înțelegi cum stau lucrurile, să-ți aducă o parte din munca ta. Băi, toată lumea mă mă asasine. Uite-o mă, Panda. Panda nu mă a lăsat să stau în spatele ei. Haide că povestim despre fiecare număr în parte. Uite-te aici. Ci se pare că suntem documentați, documentație, adică, N-ai tu acasă toată colecția asta de cam Playboy da, pe care o avem noi aici. Dar de ce foile lipite la tine? <laughs> <laughs> mai vin eu pe aici. <laughs> mai vine Acum, și că la -am, am primit o cadou la de la mele. colegii mei din redacție. și au luat revistele de pe OLX, de pe tot felul de site-uri și am observat și eu că unele erau lipite. Băi, uite primul, uite. fii atent aici. Uite-te aici. Uite-te și tu. Da mă, le leam și eu. Toate le ai? Păi cum? La tine sunt țiplă, am și, noi. Am și pe leagă, uite, mai sunt unele spate acolo. De avem tot. Uite sus, 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 acolo avem mă, toate revistele, toată colecția. Stai că vreau să-ți arăt aici, dacă este numărul cu Gabi Cristea, da. da. Uh, primul, primul, fake news, încă din perioada aia. <laughs> recunoscut după lume, 20 recunoscut de ani. după 20 de ani. Toată lumea se minuna. Bă, cum dracu a făcut asta? Ia, yes. uh, ia mă, dar nu găsesc... Dar am găsit aici, mă. mă, numele uh, Capatos cu capa, de asta spun. E, yes, greșeau aia, mă, tu, te iei după ce scriau nebunia de la primul. <laughs> Playboy este cea mai vândută revistă necitită în lume Cred că e singurul care a văzut că m-au trecut cu cap Cu toate că toată lumea spune. E nebun la cap cu cap Toată lumea marcheta în felul bun. următor Playboy-ul O revistă în care toată lumea o cumpără pentru editoriale Pentru articolele de din interior Băi, să știi că interviurile mele erau mișto Da Te plăteau da. bine? Eu nu, nu ți-am zis, o mie de dună era uh... ceva. Nu era bine pe perio în perioada aia? Bă, voi ați rupt pictorialul să mă rămâs. Nu, dar vreau să te întreb Uite-mă, fia, de aici. Ești căsătorit de 21 de ani când lucrai la Playboy, erai da. căsătorit? Da. Nu să te întreb. Uite-te, stai înțeles, stai, stai că ți vorbești și despre asta. Vezi poza asta? Da. Se poate arăta? Da, se poate. Vezi cât de sus a sări asta? Da, da, da. A da, da. La, la plajă? uh -huh. e, noi am zis, bă, cum să facem noi ceva? Stai un pic, că i-au filmat fiu cealaltă fiu poza. Nu ma asta de sus. Exact, întoarce, întoarce așa, așa. Cum, unde să dau? sunt doi, revista așa. Așa, Te exact. doi nu mai e. Uite așa. Deci aici a, a sărit atât de sus, a. Deci. Bună, ia, Gabriela. Ia, da, da. Ia a sărit. Uite ce e acolo. Acolo e la un metru jumate. E nebun. Ea a sărit până la nivelul capului nostru. Și? Ia a sărit normal. Și Burescu a zis, băi, hai să facem o mangle, de asta ca să, să vorbească lumea și de altceva. Și am mai urcat-o puțin în Photoshop, vreo 20 de centimetri. N-are cum, dracu, să sară cine, să sare cineva la da, a Da, da, era al ei, asta contează. Spagatul era al ei, da. Spagatul, Spagatul -a era a noastră. Exact. A campioanelor. Da. Ce scrie aici? Daniel Capatos cu capa. Așa. Da, mă, Uite așa da, 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 mă, știu, ăsta. na. Na. Da. da, asta e. Bun, oameni buni, avem un podcast despre care se va vorbi foarte mult, Dan Capatos, invitat. Ăsta e primul număr din Playboy, că am început Gina așa în forță. Se întoarce, deci deja Ginuța se întorcea în 2001. Deci, înțelegi, de 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 revista avea un an și Gina deja se întorcea. <laughs> Poate mai pozase? Am... Pozase, a pozat de 5 ori Gina. De 5 ori Gina da, Pistol? Da. Fi atent, primul număr. Dana Săvuică. Da. și să cel da. mai curat număr, ca să spun așa. cel uh, mai cu minte. Uh, nu știu, ai Poate fost cel la mai curat în colecția ta, restul văd că sunt pătate. <laughs> <laughs> nu ți-a plăcut Dana, dar e cel mai curat. <laughs> <număr. laughs> nu nu, nu mă, e o parte senzațională. Dar lucrai încă uh, de la primul număr? Uh, da. Da? Uh, am ajuns pe finalul realizării primului număr. Ce nu spunea o poză aici? Uh, alună, nu, pe era. da. Și eu eram, mă, ce mai eram ultima găină de îngostat, ești nebun. N am mai povestit, eu eram, m am angajat. În momentul în care s-a desfințat... Duclan uh, la Sârbu trebuia să uh, lanseze informația de prânz. Avea el o viziune de nebună. nebună, viziunile lui Sârbu. Au mă rog, funcționat? Uh, da, alea copiate în America, da. Nebunile au funcționat? <laughs> unele, da, altele nu. Ale lui, nu. <laughs> nu vezi acum că apar pe, pe ecran niște fete care zici că vor să-ți fură din casă? Ai tu mă așa, mă rog. ai, cred că o chestie, uh, Nu, n-am nimic exact, să... <laughs> nu, nu, nu se pare că e ceva de formă? Mă rog, că nu? sunt frumoase da. fetele, știi? Uh -huh. uh, da, și avea el nebunia să reinventăm informația de pe vremuri, de vremuri și s-a ales praful de informația și atunci au trebuit să ne redistribuie în grup, știi? Și eu am picat eu la pachet cu câteva calculatoare. <laughs> am, fost, fost adoptați de redacția Playboy, de Silviu Boerescu, știi? Ok. Deci m-am dus editor bun? și nu eram... Era, primul, primul număr era deja pregătit. Tu erai prima dată la Playboy și apoi la evenimentul zilei? Nu mă, ce ai? Prima dată la evenimentul zilei. 92. Păi de asta, de prima dată la evenimentul zilei. 93, 97 zilei. Deci, evenimentul zilei. Erai ziarist cu acte în regulă, adică cu... Și mai mă făcusem cu standă investigații, te dusem pe Sărcudeanu, jos, am... nu, nu, nu urmărești podcasturile concurente. <laughs> uh, bă, da, dar știi ce? Căutam aici că mi-am găsit niște povești pe care... Nu știu dacă Zice erau... Zice din... vor spectatorii să știi? Nu, știi că nu știu dacă zi zi era din, da, da, da. din, perioada ta, de la evenimentul da, zilei, dar erau și genul ăla de știri, caii homosexual de la Ploiești, da, mă, da, da. găina fără bilet din autobuzul exact, de la Buzău. Exact. Astea erau, de fapt, primele bombe da, Fleur, de la Primele Fleur, da. Îți aminte? Primă, cum dracu? Da, cum asta? Caii homosexual de la Ploiești? Da, mă, că noi stăteam în capătul culoarului la noi la evenimentul zilei, era un bar non-stop. Noi eram, deci fii atent, secția boschetare. Așa se numea, secția de investigații, secția boschetare Eram 28 de oameni, da. conduși de Sorin Ovidiu Bălan, care stăteau pe două, pe două birouri, cam cât asta. E da, ziua. 28 de oameni la două birouri. Și aveam normă, dacă nu scriam 15 pe știri pe lună, ne dădea fără Cristoiu. Ai o să ai la discuții. Băi, ai 15 știri la finalul lunii, mai rămâi o lună aici. Nai, la revedere și bonjour. Mamă, să mama, cum să scoți 15 știri, 28 de inși? Ziarul la nu era de cauciuc să-l întin să-ți publici 100 de știri pe Apăreau 12 știri pe pagină. Și ne gândeam, trebuia să inventăm, efectiv, am prins faza asta, că Cristoiu a început să-i placă. Să-i placă uh, zona asta de, de, știri de clickbait de, de, de mai degrabă, știi, faptul divers pe care îl făcea Petre Mihai Bocanu pe vremea da, România da, da. Liberă, știi? Dar dus și a dus cumva în vremurile Și Fonfleu să numea nu Noi bă, îi zicem acum fake news, dar era fonfleu. Ca să faci un fonfleu reușit, trebuia să nu poată fi verificabil. Că dacă ziceai, bă, uite, Cătărin Măruță s-a aruncat în cap. Venea unul și zicea, mă, ia să nu s-a aruncat frate nimeni în cap. Mm. Astăzi, n-a venit nimeni la spital, nu știu ce. Și atunci cele mai, cele mai, bune erau cu animale, știi? Cu animale, în zone de-astea și ne cuplasem câte doi, câte doi, că eram ne acolo și făceam brigadă câte doi, că să aibă fiecare numărul de știri, adică mm -hmm. știrea aia cu care e homosexual și toate alte pe care le făceam eu cu Gabi Dugaru erau trecute și la adică mine. Adică asta a fost făcută de tine? Și la el, da. Cai homosexual, găina fără bilet, porumbei care <laughs> mi-a stelică cu... Și stăteam la bar. Așa și? Noaptea acolo. Pac, pac, bă, ce pune a Au, aici nu-i cu... Merge, mă, mă merge, avem voie. Da. Aici e pe online, avem voie. Ce mai scrie? Nu rog. aici, Hai, noroc. Da, Și... Zic, bă, mâncați, în la noi, la, la Bereasca, în Ploiești. Și ăsta face ce? El era în Buzău, eu era în Ploiești. O să vezi că toate renații sunt ori la Buzău, la Ploiești. Da. <laughs> că acolo vânde aia găini, porci, cai, treacu, ce putem să facem? Păi să zicem că doi cai homosexuali. Cum dracu mă ești nebun la gam? Cine dracu să creadă? Da, frate, contează cine crede. Important era să te ia bine. Și după aia începeam să facem povestea, Mai luam o, vod, o, o rețetă. Nu știu dacă mai ții minte, erau, erau sticle aia de skip. Da, da. Skip era ceva de portocale, de mm -hmm. banană, de gâții măsi, cu o sticlă bulbucată așa, luam două guri și ne băgam o stă de vodcă. Buf! Și era gata, să așa tu fată, făcut. Să nu Cocktailul făcut. <laughs> exact, să nu vadă lumea că bem alcool. Și beam cu schipul mâncățe. Și pe măsură ce să gulem mai puneai cu vodcă în plus. Tuc, 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 tuc. Și ce mai de mă, să zicem așa, uite, ca când plecau cumpărătorii, când se însera așa, să dădea unul pe lângă altul așa, atât când începeau Și când erau ei atenți că nu mai sunt oameni pe acolo, unul, ridică ridica coada și bang, îl în bușa. Și Cristiu, ce zicea? Și murea de râs. E, el era de pentru că el să folosea de știrile astea ca să-și vândă după aia editorialul. Știi că lumea cumpăra, astea le punea mari, cai homosexual, găi, găi, femei gonflabile tocite la mâna a doua, tot în plăști. Că erau folosite și omul să plictisise, nu mai erau genul lui, știi? am, o blondă și o brunetă. Găina fără bilet din autobuzul de la Buzău. Găina fără bilet ne-am întrebat la un moment dat, pe bune, bă, dacă tu te duci cu un animal, vorbeam la beție, zice, ce trebuie să vorbești la beție? Bă, Cine te sui cu un animal, lor, bă. să mor, da, nu, te sui cu un animal în, în autobuz, bă, da. și-l pui pe scaun. Ăla nu ocupă un loc? Adică, o bătrânică, o femeie gravidă, o femeie cu copilul în brațe, brațe. De, nu ar trebui, putea să stea în locul animalului. Dacă ăla stă acolo, Sărac, trebuie, trebuie și lui bilet. Nu. Îți seama, faptul că ne nesimțit, și nu dai găina jos să stea femeia. Îți dai seama la, la Iulia Albu da. câte bilete. Trebuia să cea <laughs> dublu, da, bilet. Și așa, toate se nășteau la un fel de brainstorming de ăsta Era Al alcoolic. <laughs> erau poveștile care, practic, creau oarecum presa după Revoluție. Uh, Evenimentul zilei era... O anumită era... parte a prezentului. O anumită parte a prezentului. Ca prese... să spunem cum spunea Iliescu, știi, da, da. Exact, da, numai dacă stai să te gândești, evenimentul zilei era ziarul care la un moment dat ajunsese să dea da, jos președintele da, da. sau președintele, să pună președintele. ministrii, de... ministri, adică da, era deci o forță uriașă. Și era un tabloid apropiat de ce înseamnă tabloidul de afară. Nu tabloidul afară, nu este numai despre... Uh, Ștefan Bănică a fost prins în dorobanți cu... Uh, la vinia, da, da. știi? Nu știi? Celebru SMS, nu ieși. Uh, nu despre asta e vorba. Nu a fost în star unui. sau că, mai, că încă nu Ce era ceva, ceva, star, star, da, da. star, da. Uh, tabloidul este și despre a uh, muta din Atenție. loc nu, de a muta din loc președinții, de a-i de a-i face... Uh, da, să... da tabloidul ăsta pe care îl făceați, la un moment dat mutai exact ce spuneai și tu, atenția, oricătre un editorial pe care vrei să-l vezi, sau asta, altceva. De asta era, știri, asta știri? era, era, era un vehicul de, sau o vitrină, un vehicul de imagine pentru uh, ca cei care ac accesau genul ăsta de știri să citească și o gândire foarte bună să citească și chestii serioase. Pentru că te duceai pe gheața și știi ce ia, mă să văd ce mai scrii Cristoiu. Și Cristoiu chiar avea niște niște analize extrem de pertinente în, în perioada. Bun. Aia. Și apoi ai ajuns la Playboy, am aflat cum ai ajuns la Playboy mm. când a fost redistribuirea, după ce tu ajunsesem să <laughs> la... Da, uh, la pentru, da, la Adrian Serbu. Da, la Adrian Serbu pentru a lansa acel... Informații Informați, care nu s-a mai lansat și a ajuns la -a Playboy. S-a lansat, lansat, dar a fost un eșec total și s-a și închis. Da, și ai ajuns la Playboy, unde n-a fost Așa eșec -a Acolo n-a fost. N-a fost cum, bine, n-avea cum să fie la fii. <laughs> ai, ai fost de la primul număr. Când Aveam a... drumul creionat. <laughs> n -a, n -a, <laughs> de a fost o întâlnire karmică Îți mai, mai aduce aminte de prima copertă? Uh, da, e normal, îți dai seama că era așteptarea uriașă și nu știam cum va fi primit. De fapt, nu știam că uh, totuși era anul 99, decembrie 99, dacă nu da. Uh, Noiembrie, 99. Noiembrie 99 25 de mii de lei uh, asta Da, nu-mi dau seama ce înseamnă asta Nici foarte mult, nici foarte puțin Dar uh, sunt foarte mulți dintre cei care se uit acum la noi care poate nu erau născuți atunci Mai uh, mult ca sigur uh, Pozași, păi erai, le... erai născut în 99? Da. Trebuie Cât să aveai? Da. Un an, un an? <laughs> Vezi? Uh, Trebuie să spunem că totuși Nu era viața de acum uh, Multe prejudecăți Multe exact. prejudecăți, multe. Multe. multe etichete puse iurea bine ca și acum Uh, mult am avut de tras cu o revistă care, până la urmă, în America a, a luat interviul pe la vreo patru președinți, a găzduit în paginile ei o mulțime de vedete de teatru, de film... Păi, de, drept dovadă că în primul număr era de... interviu cu Ștefan Iordache uh, și cu Ilie toate numerele, Stase, adică în toate numerele, repere. Da, în toate numerele interviurile sunt foarte bune. Și nu pentru că le făceam eu. Da, când apărea neapărat. revista își cereau prietenii uh, cunoștințe uh. băi, fă-mă și mi de un număr. Da, normal, normal. Primul număr... Uh, Practic, îl luai cu rezervare la tarabă, adică nu a existat. La ora 9 dimineața nu mai exista. Și, mă rog, vânzătorii și-au dat semnal, băgau la spavarache, în <laughs> spate, acolo, bani și spuneau. Avea ceva de sub hai, hai, Da, un exact. mai Pentru că el devenea colecționabil în orice țară în care se lansa. Nu știa nimeni că va veni internetul pe planetă, că vor veni OnlyFans și alte canale în care <laughs> poți să satisfaci... 2.000 de ori fantezii pe care da, mă, ți le satisfac. Da, dacă dai așa revista asta, mă neștiu cum e. de netul, da, n-ai semnal, nu contează. Mergi la ceva sigur. Atât, da, 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 pe vremea aia nu era net. Bun. Uh, și atunci el devenea colecționabil și automat și valoros. Valoros Hai... la propriu, haideți, în bani. Haideți să vedem mai departe. Uh, să caut, uite, cu Nicoleta Luciu. Deci De câte ori a pozat Nicoleta în Playboy? Mă, eu știu așa că Nicoleta... Uh, Cosmina și Gina Cosmina Păsărin, da? da, au pozat de 5 ori, plus minus. Cine a primit cei mai mulți bani? Uh, nu știu, pentru că la început ele veneau pe foarte puțin bani. Gina a fost adusă de un prieten de al meu când avea 18 ani, cred, uh, din postura de fata anonimă. Uh -huh. Dar foarte frumoasă, orice, nu? Foarte frumoasă, da. Uh, orice fată cu acest statut avea maxim 1000 de dolari. În vremea... Dar uite, Dana, să vă că povestește că și-a luat o mașină după ce a pozat în Playboy. Ea avea și notorietate atunci. Da. Nu, nu știu gând. ce să spun de. Dana, nu? repet, eu am ajuns pe finalul producției primului număr și nu știu, la Dana nu știu sub. Eu știu că la foto? Era o, a fost 8000. Da, mă, deja. Pardon, duceai la ședințele un, foto? În verzi normal, da. Păi, dar eram fișa postului, era în lactor și la un moment dat după câteva luni. Eu sau când ne duceam acolo, da. Dar erai căsătorit, deci, când erai la Playboy. Da, eram. Nu, nu eram. Eram uh, uh, Atunci l-am cunoscut cu Monica, în 99. În 99? În 99 și, de fapt, nunta noi am făcut în 2004. Dar Acum e povestea asta. Tu te-ai te cunoscut cu Monica, tu aveai o relație, Monica avea o relație, da. iar Monica avea nunta pregătită în 3 luni. Avea nunta pregătită, da. Și, da. Cu, da. și cu invitațiile date. Ce? Ce deci, stai un pic, stai un pic, deci, avea nunta anunțată peste 3 luni, invitațiile date... Și ai apărut în viața ei și ai schimbat tot drumul? I-am schimbat. Nu i-am schimbat eu, că nu sunt eu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a schimbat drumul. Dar cum? Bă, eu știu cum. Uite așa. Dar cum ai cucerit? ai cu că ai avut ceva... Acum vrei să-ți dau tipul? Păi unul de ani de relație. Ai vreo cunoștință care se mărită și vrei să, <laughs> să o drum? Da, nu știu, două... s-a întâmplat absolut firesc, cum se întâmplă într-o relație de acest gen. Important este că um, n-a fost o bătaie de joc. Nu a fost o toană, totuși suntem împreună după 20 și câți ani vin. 21 de ani. Din 99 până la 23, cred. Mm. Da. Deci n-a plecat după o toană și poate că oamenii ăia ne vor ierta la un moment dat. Că așa a fost să fie. adică Era mai rău să fi făcut nunta și să divorțeze apoi. Da, ți a aminte? <coughs> tu erai într-o relație atunci și te-ai de Monica? Pe, eram, pe coadă? eram pe coada amândoi, da. Păi trebuia ea nu să, cred că era pe coadă din moment ce avea în trei luni Trebuia da. să Mă rog, pe coadă. Eu eram pe coadă. Ea a devenit... Ea între timp a devenit. S-a așezat și ea pe coadă. Da. Păi unde la ea, pe ea a fost ceva năprasnic. La mine era pe final. Eu eram deja într-o relație de vreo 7 ani care nu mai mergea și pe care vroiam să o... Uh, să da, de mult timp, dar uh, mergeam într-o inerție. Știi cum se întâmplă? Și Monica? pe finalul de relații. Cum ai cunoscut-o? Uh, în redacție acolo. În la, redacție la informația asta. Ea venea dinspre libertatea, pentru că uh, s-au făcut... Uh, S-a făcut un mix din două grupuri. O mare parte din uh, nucleul libertății de atunci, ziarul Libertatea, uh, condusă de Octavian Andronic, da, da, da. au plecat. Cred că erau la Nigie. Cred că erau la încă pe atunci. Libertatea. Da, la și acum. Da. Acuma și sunt. au plecat, uh, au plecat la Sârbu. Uh, au stat foarte mult timp, au dat la perete, la perete, la perete și nu e ieșea ce trebuie și apoi uh, eu am ajuns acolo printr-un concurs de împrejurări pentru că am fost într-o delegație la un vernisaj în Turcia să... Nu știu și ce, a, fost, să, a fost dragoste la prima un vedere? un vernisaj de ăsta, am stat o săptămână în Turcia și vernisajul dura o jumătate de oră <laughs> și acolo l-am cunoscut pe Octavian Andronic. Stăteam numai pe la mese, pe la și a zis, bă, nu vrei să vii la investigație? Eu făcusem repet la, la evenimentul investigații. Nu vrei să vii la investigații, să ne pui secția aia pe picioare, că nu iese nimic, uite, și n-am ieșit cu ziarul pe piață, nu știu Bine, mai că vin, că, că. Da, și atunci ne-am cunoscut. Și... E... Na. A fost dragoste la prima vedere? Uh... Teoretic, cred că da. Nu-mi dau seama așa. Nu mi-aduc aminte dacă mă mai izbit la prima vedere. Dar ceva de viața peste cap. Adică aveai invitațiile de nuntă date și în trei luni ziua tot stabilită. Mi se pare foarte tare tare, dar nu pot să spun ce. Știi, când te întreabă pe tine cineva, că mă întreabă și pe mine, care i secretul? Bă, dar fii atent, jur dacă n-am chestia asta aici, că și care de multe care este secretul că longevității tale? Eu știu acum ce s-a întâmplat, așa a fost să fie, înțelegi? Important este că a fost o decizie asumată și, repet, nu ne-a pas atât de mult pentru că nu ne-am Dar a fost cu tam, Te-a căutat băiatul ăla? Nu. nu. Dar ai căutat nu. Nu, e, ce să zic? Ce să zic? hai să le ducem alegi. <laughs> Ciorapi, cum era săbi. <laughs> să uh, Mi se pare uh. foarte tare povestea asta. Uh, Monica... Da, întotdeauna am o în a o aborda, pentru că... Dar au trecut 23 contează, de ani aproape. Nu zici. contează, nu contează. Cineva a suferit atunci și nu... Uh, indiferent în ce fel este pusă întrebarea, mai pe ocolite, mai direct, uh, nu face o reală plăcere în a povesti treaba asta, pentru că așa a fost să fie. Cineva a suferit ca să ne construim noi drumul. Da, da, dacă stai să te gândești... Uh, și Monica... nu vreau să îngroși nici s-a pus foarte în pe de asta. Așa ne-a spus Dumnezeu. că și omul așa a făcut viața. Presupun îți dai că seama, și nu mai știu Fosta nimic. ta iubită de știu. atunci a făcut viața. Au trecut 23 de ani da, fiecare da, pe drumul Da, atunci chiar știu ce a făcut. S-a căsătorit cu un, tot un coleg de breaslă, au un copil... Adică... Doamne ajută, asta zic, viața merge înainte și n-aș vrea să pun niciun fel de amprentă, nici veselă, nici tristă, nici uh, flegmatică, nici Și șmecherită, în... ce-am făcut, cum am făcut. A fost să fie, na. Și acum vine întrebarea este Monica femeia vieții tale? <laughs> Ești femeia vieții mele. <laughs> dacă stau, pe stai să vedem câți ani am. 48? Și dacă stau în 23 cu ea, se pare că până acum, da. Mulți înainte. <laughs> Mulțumesc. Foarte Și Monica, la fel ziaristă de investigații, mm -hmm. ea, apoi, n-a mai mers pe drumul ăsta. Nu, a ales... Un alt, politic, mei, politic, un alt domeniu, politici, ca zic așa, a consultanței politice. Dar aici cred că trebuie să vorbești cu ea mai multe. Nu, vreau doar am... să spun chestia asta, că <coughs> practic am îndoi ziarii jurnaliști, s-a -a dus către cu totul da, și cu tot altă zonă. Uh, sunt destul de des întâlnite cazuri. Da, asta vreau să Pentru că, că și ea făcea investigații și amândoi la un moment dat am fost dezamăgiți de investigații. Mm -hmm. Eu mai devreme, eu am înțeles mai repede cum e treaba. Și am tot spus, bă, nu mai sta pe investigații, că n-ai ce să mai cauți. Dar de ce e dezamăgit de investigații? Pentru că nu se mai făceau. Uite, uite, ce, se întâmplă acum la ce se întâmplă acum la... ok, mici Oaze. La tot mici, felul mici de oaze. zi. Reportajele de astea de investigație. Eu spun ce s-a întâmplat atunci? Uh -huh. Cum erau investigațiile în 90 și în 96? Gata. Nu! Era forță. Nu mi-a interzis nimeni nimic. Am scris despre oricine, indiferent că avea interese cu patronul, că nu aveam o La un moment dat încolo, și asta a spun spre sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, totul venea la servite. Ați erau investigațiile. Îți dădea cineva aplic, uite bă, asta, e investigația pe care tu ai scris-o și ai muncit la ea luni de zile. Și tu o publicai și făceai jocurile cuiva. Și nu mai era treabă. Adică eu nu mă mai simțeam bine. Și întotdeauna eu am rupt rutina. Când nu m-am simțit bine în ceva, mai ales profesional, am plecat la investigații la Playboy. Când la Playboy s-a turtit treaba, am plecat pe TV. Deci îl refuzasem pe Sârbu din... Asta, te ca... la ProTV. Exact. Nu exact. la ProTV, atunci făcea ProTV-ul, nu? La început. Da, da, m-a chemat în martie. ProTV-ul s-a întâmplat în decembrie. Uh -huh. în 1 și? Decembrie. Și am tăiat macarona. De ce? Că mi se că... Bine, nu vrea atunci televiziunea. Eram... televiziune. Nu, nu, dar eram mult prea tari noi. Tata spun că lumea nu înțelege cum era evenimentul zilei. Băi, eram zei. Să despicau apele, mai povestit, ne lumea pe noi, nu se la poliție. Când se umora unul, că era pe asta, pe crimă, pe, pe lângă de politică, de dezvoltare, de nu știu ce. Asta de fapte, de zi cu zi, de anchete, nu știu ce, sunau la noi. Dom'le, sunau la poliție. Dom'le, s-au omorât unii la noi în bloc și ai sunat la poliție. Haideți, domnule la poliție, veniți dumneavoastră. Și da. apăream eu la 19 ani. Păi când era lumea acolo strânsă, să dați mă, ca la crimă, ca la mort. Să strânge lumea la mort. Și veneam noi cu mașina cu bulină, o să a am o venit evenimentul. Zi. Și eram un panoramă panorama de 19 ani. Adică o forță incredibilă. Zic eu, uite-i pe ăștia, Dar nu conștientizai atunci, ți se părea nu, că... conștientizam, că noi ne ziceai că suntem Steven Sigal cu tonfe, cu pegere, cu, stații. venea poliția, poliția rutieră care avea Raxon, Rox, Maxel, nu știu ce căcaturi de stații aveau, ne vedeau pe noi cu motorul ăla și o mamă, ce tare ar fi să avem și noi așa. Pegere de alea pe patru rânduri, pe ei aveau de a. unu, doi, trei, dăg, dă dăg, dă, dă, de se numai numărul de telefon. La noi era să moară mama, vină pe la mine, te iubesc, ca wow. Da. Adică pe era, <laughs> era altă treabă, <laughs> alt nivel. Bă, când apăream pe acolo niște puștani, dați mă să uita lumea la noi ca la... A, și atunci, zi. practic de asta e refuzat uh, să vii la Pro TV. Nu, că și Sârbu, când m-a chemat, a, a zis, zis vino domnule, îmi place ce ai făcut, că dă, făcut se întreba cu Iliescu, că da. care am tot povestit-o, cu numărul de telefon, cu, cu înregistrările de la el, de la, și le-am publicat. Ne-am dus la Anca Budin, era directoare la Pro FM. Da. Și am publicat atunci seara <laughs> Bianca uh, Budischi directoare la Pro TV și acum e uh, la Antena 1 la Pro FM. Da. Acum e la Antena 1. Da. Ca să, ca la prima, da. Ca să vezi cum da. e toată viața da. asta. A, a, a. Țară mică, mese puține. Uh -huh. Specialiști mai puțini. Uh, și nu era... că da. chiar e foarte mișto. A, nu, chiar nu, muzică, dacă e am e că la, tot așa, da. că sunt foarte puțin da. să mi de acolo. Da. Uh, și era directoare la Pro FM. Și când m-a sunat, că m-a sunat toată lumea din lume, mamă, ce ați făcut să mor eu? cum ați înregistrat la cabinet. Dar mai zile ce oamenilor ce care se uită la podcastul ăsta de povestea cu Iliescu, că poate unii n-au văzut. Băi, am zis-o foarte des și o zic pe scurt. Deci, de ziua lui Iliescu, noi am publicat numărul de telefon unde se putea, unde putea lumea să <gânt> se ureze, să, la, să, mulți să ureze ani. la mulți ani, înțelegi? Și până la două, noi eram convinși că linia aia e blocată, înțelegi? Și eu cu un prieten, cu Duru Dragomir, zic, hai să sunăm, să ce trai, că mai merge numărul ăsta sau că căcat morțile. Am format de avea telefoane de alea, a părut cu difuzor. Și am sunat, alu, și a răspuns una. Alu, bună. Fie de Dumnezeu sănătate lui domnul Iliescu, că ne-a dat butelie la noi în sat, nu ce mare om, nu ce, mulțumesc și pula Și merge, frate. Și în loc să pun telefonul, l-am lăsat așa. Nu cum, dracu. Ăla a trecut pe difuzor, aia n-a închis, și 35 de minute am ascultat toate bârfele. Bă, și ăștia tâmpiți să manu. Ce credeți ce bă, că Ilescu le dă, difu, le dă butelii și pensii mai <laughs> mai. Și te sună ca proște și prostul ăla a publicat pe prima pagină, nu mă, ne facă nouă ziua în lui să fim noi acum să plecăm. Bă, nu mai alea dacă, dacă e colecția cum ai pe asta, vă găsești la o bibliotecă. Bă. 3 martie 1995, cred că era. Grave rău, deci Grave rău, numai discuții tâmpite. Și le a de le cam... înregistrat sau cum le -ai... Eu când am auzit că a rămas deschisă, și bă, dorule, că data înseamnă să ai așa. nu mă, cu un reportofon. Și am pus reportofonul. Pac! I-am dat drumul. 35 de minute. Linia Tristori. ocupată pentru alții <laughs> doritori nu, că era să, era la să la, la, la mulți trebuie da. că mai sunau și alții, că să mai auzea și cum răspunde la alte telefoane, să auzeau și comentariile între ele. Erau la o hai, fă, ce, zi, e te, mă și prost, cine te mai sunam? Unul, mă, Urmă, care zice că să-i dea sănătate. Dă-l în pur mea, că către, știi? Dar chiar, chiar vorbea Graf. Iliescu? Adică nu e... vorbea Iliescu, prea prelua asta și asta după aia. Știi cum am fi noi da. acum, mă? Și sună acum cineva, uite mă, m-a sunat ăla, dă ți -te -te. Că catru de și bârfeau pe ăia pe da. care, -i, care -i sunau, știi? Dar într-un stil nasol, ea fiind șefa de cabinet. Adică, bă, nasol. <laughs> și la un moment dat s-a întrerupt. 35 de minute, știu că aveam casete, dar 45 pe față, 45 pe față. Mama, mamă, ce facem? Cristoiu preluase preluat tineretul liber. Tineretul liber era în capătul altul la casa scânteii. Făceai 25 de minute. Jur pe mama, de la noi, de la evenimentul zilei până acolo, nu ieși aia afară. 20 de minute mergeai până la tine, <gântu -i> meu. Prin casa zincografie, d -d -d zețărie, morți la tavă, d -d alte redacții, alte culoare, din culoarele alea făceau alte culoare. Bă, te lua cap. Mamă, zic, hai să... Era și târziu. Să pregătea să închidă ediția, zic, bă, asta e bombă, să moară în măsă, hai cu caseta asta. Și am alergat până la Cristuiu, ne-a venit buțul. Ăla era la tineretul într-o ședință, zic, nu, să-i spunem ceva. Am intrat, Ție, dragă, ție, cum să te, te... domnul Cristo, i-am ascultat telefonul Iliescu. Cum adică, da, ce vorbea? Zic, uitați te aici caseta. Pua! Și Și am explicat cum. Cum, în ce fel, nu știu ce, gata, schimbați tot, a venit repede la eveniment. Bine, a făcut o oră. Era, era, gras, mă, până a întors. A dat telefonul. Era... Schimbați tot, scoateți tot în ziar și am dat trei pagini, patru pagini și a făcut stenogramă. Stenogram. Bă, acum stenogramele arătau mișto. Dar una e să vezi scris da. și alta e să auzi. Și Anca Budinski a avut ideea asta. La Proiefe. Da. Venise Esca. Stătea Esca săracă, venea de la Soti. Am zis, noi aveam un grilaj. Eu eram în interviuri, ziceai că sunt alea din pd uri Tokyo, Melbourne, <laughs> contractele voastre așteaptă să le semnați. Eu vorbeam, bă, a venit una Esca. Zic, o știu, frate, că e la Soti. Mă uitam seara la Soti. Vreau un interviu. Zic, lasă, frate, să mai stea. Adică să mai stea. N-avea nimic săracă cu ea, dar da, aveam era, da, oricum, era atunci. da. da. Da, și în timp ăsta m-a sunat și Anca. Ne-a sunat, ne făcea legătura, dați seama, sunat la redacție, da? Și zice, uite, directora de la -FM, bine, bă, dar ne vrei să vii diseară cu caseta la noi? L Am întrebat cu Cristoiu, nu vrei? Și Cristoiu zice, da, eu acum trebuie să bubuim, da? El a dat un titlu prin, că era la supra-titlu, titlu, da, da. bum, cum vreau prin mijloace specifice... <laughs> Asta era titlu, Prin mijloace specifice, evenimentul zilei a ascultat convorbirile de la cabinetul lui Ion Cristoiu, știi? și în bum, lui Și bum, nu e căcat, Prin mijloace specifice. Și asta a fost nasol. Mamă, că m-a închetat nazat trei ani, care acum este de, de. un avocat și ne-am și împrietenit. Și chiar talentat în scris. Și-a ratat care ar fi putut fi un ziarist foarte bun. Bă, trei ani, atât era dosarul meu. Ia ziceți, bă, și cum ați mai făcut? Și cum ați făcut? Și cum ați făcut? Și tot spera să ne spargem că noi spuneam doar adevărul. Păi, am lăsat telefonul așa. Ne-a luat reportofoane, ne le-a desfăcut ca pe Lego, mâncați eu. S-a dus până grivița, pe la o centrală telefonică. Era praf atâta. A crezut că am pus papagal de aia pe fire. Ce... Pura, nu era nimic. Înțeleg. E, după ce a auzit lumea înregistrările, bă, mai al cu scandalul. Dați seama când a s -a auzit la ProFM. Da, Mamă, Pro atunci era, era radio top, numărul. era top, era, top, era Pro -FM și contact. Astea. Da. Uh, Că, repet, una e să le vezi scrise, alta e să auzi. Exact. Pua, nebunie. Și a doua zi mă sună Sârbu, ca să încheiem poarta. Vino până la mine, Adrian Sârbu. Ah, a, să mă rămas. Eu știam că e pe la Canal 31, zi de de sport. Vin, domne. la etajul nou în Victorie avea. Îl și vă stătea așa, cel peste picior, bun. Bă, băieți, ați făcut treabă bună. Zic, mersi, zine altceva ce nu știam. <laughs> da, zic, știu, am făcut treabă bună. Vreau să lucrați pentru mine, m-am cu dorul, dragomir, știi? Cu prietenul ăsta al meu. Da. Care... Unde să lucrăm? La postul meu de televiziune. Zic, n-ați văzut că n-am făcut nimic pe fotbal? Nu era pe fotbal, era pe politică. Da, da, el, da o să fie cel mai tare post. Bine, zic, dacă o să fie cel mai tare post. Dar zic, unde să prinde, că la mine n-ajunge. Că eu stau... Dar era martie, da. ești nebun. El avea, avea canal 31. Eu mă făceam și mă mai făceam pe prostul. Că era, Zic, da, cum? Îi, nu e canal 31? Că zic, la mine o să prinde. Zic, ați l-a schimbat? Nu e cu fotbal? Cum ba da, dar o să fie cel mai tare. Zic, bine, facem așa. Când o să fie cel mai tare, vin atunci. Dacă să fie cel mai tare. Dacă nu, nu vin. Da. Și? Și a zis, nu, facem așa. Vi acum sau nu vi deloc? Bine, frate, nu vin loc și promisiuni de astea zic care tata podul pline La noi, la noi veneau toți să ne ofere de muncă în fiecare săptămână, că în cea mai tare echipă. Nu de la ora, de la ziua, de la de ultimul cuvânt, de la toți care vreau să apară pe piață, de unde se ia? De la evenimentul zilei, că erau cei mai buni. E bine, doamne, ok. E, și uite, ne pun noi pe 1 decembrie când s-a lansat. <laughs> <laughs> Dar, repet, am spus-o și -o, o repet, eu am trăit sloganul vostru la mine la antena Adică gândește liber? Exact. Da. Tu mai știi ce am făcut eu la TV? Da. Păi... Ai gândit liber și ai fost mereu aproape. <laughs> da, da, da. Nu? Voi ați fost mereu aproape, dar Mulți ani, da. Uh, da. Hai de că povestim despre toate lucrurile astea. Da. Îmi place, avem multe, mi se pare că multe și cu revistele. Uh, vreau nu să, nu. Te, să te, întreb ce face și, și băiatul. Face Andrei, că mulțumesc, cum? la fel. 11 face, pe... depinde când apare podcastul ăsta. Dacă apare până în 11 februarie, va face 11 ani pe 11 februarie. Dacă apare după, după 11 ce a făcut, februarie, a făcut, a făcut. Să străiască, că era, fel, era, era la fel. cu sportul. E cu tenisul, e da, cu tenisul. Da, da, da. Trage tare, da, A fost până pe... Acum, în circuitul profesionist. Noi am intrat la 10 ani doar cu o jumătate de an cât mai avea timp. Un an, practic, mai avea, mai avea loc, pentru că din 2 în 2 ani sari în altă da. categorie. Uh, și la 10 ani a ajuns până pe locul 12 pe țară, acum e la 12 ani, mai are 2 ani să vedem ce demonstrează. A fost iar ai luat-o de la 0 și a plecat la 450, acum în momentul ăsta în care vorbim e pe 90, după două luni, deci evoluează frumos. Mi se pare foarte tare, știi, s-a schimbat totul. Te-ai schimbat și la față și tot când vorbești de copii și așa este, știi? <laughs> și la tine la fel. se spun. pare da, că e da. cum e experiența Aata, asta de tată? Asta e cea mai mare realizare, restul e... cum e? Ca tata? Foarte tare. Te gândești, foarte, foarte ești cum ești ca tata? Ești uh, bă, cred că de sunt ok. Permisiv, <laughs> cred că sunt o okay. da, da de... vreau să fiu prietenul. Ești de la investigația acasă? Da, nu, 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 Încă nu. Telefonul încă... Andrei, să vedem ce încă... în dat. Încă nu, știi. Nu știu, într adevăr, asta este dilema viitorului, cum ar trebui să fiu ca să reușesc să țin lucrurile sub control. Pentru că am văzut foarte multe cazuri în jurul meu în care 7 ani, 10 ani, 14 ani de educație sunt distruși de 6 luni de anturaj greșit. Și încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui, pentru că e normal să aibă o personalitate, să aibă na, alegerile lui proprii Uh, și la mine, ca și la tine, probabil că se vor lupta foarte mult cu apăsarea numelui. Da, normal. Uh, care... Și uh, orice intruziune de genul ăsta va fi resimțită din partea lui mult mai puternic. Dar uh, vorbești cu el despre lucrurile astea? Uh, da, 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 da. Adică putem și vorbi, spui? dar nu la nivelul ăsta la care vorbim acum. Uh -huh. Vorbim în felul în care să-l fac să înțeleagă că eu sunt cel mai bun prieten al lui. Și dacă voi reuși să rămân... Și îl înveți și cum se răspunde să rămân... la tot felul de uh, lucruri care pot să apară în online. Bă, păi tu vorbești, mă, păi ce făcea uh, la televizor... Spre și de tine, și... am aplicat altă uh, tehnică. Nu știu dacă e mai bună a mea sau a ta, nu, nu fac niciun fel de comparație, eu nu l-am scos în față. Uh -huh. Nu l-am scos, nu am... Mi s-a părut că va avea destul de mult timp la dispoziție în care să fie abordat de, de lumea rea din jur și atunci l-am lăsat în, în, felul lui și în, în zona în care s-a simțit ok. Nu a vrut neapărat să iasă el moț în față, nici eu nu am... Dar acum am făcut seama, asta seama, pentru că sportiv, sunt destul de... Destul ori, de Andrei uh, Capato, sau, să numai, bă, cine Andrei Capato, a, Asta astea, spun, știi? asta spun. Sunt eu destul de, de vulnerabil, de vizibil uh, ca intimitate, ca să spun așa. Adică, practic, nu avem intimitate și uh, nu vreau să-i o transfer încă de acum. Uh, va vedea ce va face el și când uh, și cum va hotărâ să, să, să meargă mai meargă departe. Mai departe. Uh, deocamdată își vede de treaba asta cu sportul, e ok. Se descurcă adică, bine, tocmai de asta. Am tenis ales, de, am tenis ales, tenis de performanță, am ales varianta de a-l ține mm -hmm. repet, mai puțin uh, vizibil. Da, ai uh, momente, nu știu, când uh, poate ești într-o vacanță și vrei să postezi o poză cu tine și cu toată familia și da, atunci M-am postat, nu, n-a fost problemă. De asta zic, nu, adică... De genul. Și bineînțeles că imediat au fost, având apariția atât de rare, uh, imed de... imediat au fost preluate, știi? Dar într-un mod civilizat, mm. de bun simț, fără să... Nici eu să-i asasinez pe cei care mă urmăresc sau care, mă rog, se uită de atâția ani la mine și nici să nu se simtă el apăsat. E o, un mod zic eu, destul de natural și firesc al lucrurilor. N-am forțat nimic nici într-o direcție nici în alta. Vom vedea ce va fi în continuare. Dar sunt convins că uh, numele își va pune amprenta. Uh, pentru că știu poveștile uh, altor oameni și uh, oameni care au avut părinți care n-au făcut atât de multe tâmpenii cât am făcut eu, știi? Profesional vorbind. Adică Ștefan Bănică a avut de tras foarte mult. Florin Piersic Junior au avut un soi de răzvrătire vis-a-vis -vis de imaginea tatălui și s-au dus Florin Piersic, s a dus, de exemplu, într-o direcție total opusă. Tocmai să... ca să fie departe exact, de Exact, ca să se departajeze. Ștefan Bănică îmi spunea, Bă, orice aș fi făcut era în comparat cu tata. Bine. Și mie mi se par absolut genial amândoi. Și în actorie, și în muzică. Și tot a avut problema asta că era tot timpul Nu-i ca Nu-i ca Tasu. Comparația. Da. Tasu fiind un icon. Da, eu mă da, noi care am făcut atâtea nebunii. Asta, asta vreau să zic când vorbeam asta, că am făcut atâtea nebunii, mi-aduc aminte că a fost un subiect, și o să vorbim despre toate lucrurile astea, cu o poveste de la Vaslui Coia, cinci băieți care... Da. Uh, au violat o fată, <coughs> la Vaslui se întâmpla și subiectul ăsta în perioada aia când mergea genul ăsta de subiecte era când la noi, când la voi și așa mai departe. Și ți minte că a o poză la un moment dat care circula pe Facebook unde erau cei cinci violatori, al șaselea eram eu și cred că erai și tu undeva e al posibil, sau ceva da, e și e mă posibil. gândeam cât de ușor poți să... Uh, să manipulezi, să faci lucrurile astea și în același da, timp să-i faci pe că... cei apropiați oarecum să sufere, știi? Da, noi am avut multe, multe întâmplări în perioada aia da, și, și făcut multe. am și făcut multe. Îmi place să cred că lumea într-un final a înțeles cam cum au stat lucrurile în vremurile respective și că, deși ni s-au pus niște etichete extrem de rapid și greu le dăm jos. Eu vorbesc sau... uite, vorbesc din punctul meu de vedere. Nu, dar așa e. Uh, cred totuși că uh, există puțin discernământ și oamenii la o minimă uh, atenție asupra unui subiect sau altul pot trage concluzia corectă. Uh, am fost acuzat că am distrus o generație, că... Tu ce, și ce, o ce modele, da, ce modele oferim. Uh, uh -huh. Repet, oamenii nu au înțeles că noi evoluăm pe niște posturi comerciale. Nu la televiziunea română, nu avem în fișa postului niciodată, nu am avut stipulat faptul că ar trebui să educ oameni sau să-i deștept. Am în fișa postului obligația de a furniza patronului un rating. Și, cum am spus-o Acum... și în altă parte, aș fi putut face mult mai multe nebunii pentru rating și nu le-am făcut. Acum Cred că lucrurile este și în felul următor, că de foarte, mulți, de foarte multe ori, și poate sunt și oameni care urmăresc podcastul ăsta, auzi povestea asta. Totuși, de ce nu vin olimpicii, de ce nu se întâmplă anumite lucruri și încerc să le spun oamenilor că și oamenii ăștia au loc la emisiuni. Numai că nu poți să faci în fiecare zi show-uri cu ei. Da, eu nu că... vreau, am trecut de mult de faza în care să mă discut. Da, cu Dar, audiența asta care nu... Da, am... să încerc să mai explic. Am explicat de câteva ori cine a avut urechi să audă a auzit, cine nu, nu. La fel ca și în cazul fiecarei ediții. Unii oameni s-au uitat cu un ochi într-un fel, alții cu un ochi în altfel, fel. Oamenii trec prin filtrul gândirilor. Și până la urmă asta contează. Mi-aduc aminte povestea uh, când la Mare Modă, mi-a mi rămas în cap asta, mi-a povestit odată, era eleva porno. Uh -huh. Și te-ai dus să o invizi la tine la emisiune și tu știi mai departe că te-ai zis că strici imaginea sau cum a fost atunci. Așteptai să o invizi la tine la emisiune. Nu am invitat-o. Mi-a da. plăcut foarte mult adică da. mi-a rămas povestea asta în cap și de multe ori am povestit-o altora. A, dar nu știu dacă era în cazul ei. Uh, M-a refuzat da, pe ideea da, că-i stric imaginea. Da. Deci, a, bine, spun așa, azi, -mi se dar astea sunt, dar nu mai știu dacă în cazul ei sau în cazul al ea ca ea. Da. Uh, da. da, da. Nu, nu, era ceva genul, Leva porn. porno sau, mă rog, da, nu, nu, știu, că au fost multe la un moment da, da, dat. Asta adică... spun, au fost extrem de multe. Noi ne-am intersectat pe extrem de multe subiecte pentru că era nebunia, era deja de era când o cursă. unii, la mine, era, la mine, Pepe era la tine. viața a făcut să mă prietenesc cu Pepe atât de bine de parcă ar fi fost invers. Pepe la mine și Oana la tine, știi? Iar ca telespectator poate că asta e bulversant. Știi să vezi că mamă, uite, s-au împărțit și după 5 ani s-au împrietenit. Că ce, bă, ce moralitate. Bă, nene, nu rămâi uh, certat pe viață cu un om sau uh, încerci să mai să mai uh, vezi și dincolo de uh, ce se vede pe ecran. Înțeleg? Până la urmă suntem oameni ca restul și ca cei care se uită la noi, și ca asta cu eleva. restul invitaților și ca restul realizatorilor, uh, nimic nu este, nimic nu este decisiv până la urmă. Zici povestea cu eleva. Păi nu știu, nu, știu, nu mai știu. Că te-ai e... să, să o inviți, așteptai la emisiune să o inviți la tine și ți-ai scris imaginea asta. Asta spun, că nu mai da. știu, nu, nu mai mi-aduc aminte. Bine, nu, 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 știu fost, dacă, știu, dacă au e... Da, au fost. Dar mi-a plăcut cum sunt da da da, 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 nu strici imaginea. Da, să mai ajunsesem atât de jos încât îi stricam imaginea elevii porno. Da, nu știu, repet, nu mai știu dacă. Au fost multe. Venise unul Iubitul Evei Kent să-mi spună că, domne, eu o iubesc foarte mult și sunt gelos. Și că de ce faceți mișto așa de ea? Păi zic că e Eva e nebun. E gelos pe păi Eva Kent? Dacă ești gelos pe păi e Kent, e groasă mâncația ei, că n-ai zile să te răfuiești. Da. Câți trebuie să te Prim, e, ne... Prima asistentă da. care a fost? Uh, primele asistente au fost... Deci a fost uh, evenimentul zilei. A da, fost Playboy, 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 Antena 1. Antena 1 și Antena 1 matinalo, a început dimineața. Matinalo. Am început cu Cioran și apoi și-au dat seama că nu e de mine dimineața. Și apoi <laughs> a început să show da, și -am, am făcut eu show păcătos, da. Uh, din acest motiv, uh, dar am sărit de la una la alta, uh, Vreau să completez, că știu exact cum este uh, treaba în raport cu invitații. Eu primul sezon am vrut să arate ca un late night de afară. Și venea Johnny Răducanu, Sergiu Nicolaescu, Anca Parghel. Nu mai așa aveam. În fiecare seară, care mai dă care papaiani, Nume. Uh -huh. Înțelegi? Și când a tras linie patronul la final, a zis bă, tu vrei să te mai țin aici sau te dăm afară? Hai foarte corect. Și pe față. Uite și tu astea Tu ai făcut 1, Iaconescu a făcut 10. Îți mai dăm o șansă. Știi cum Ne facem că poate n-a fost, din cauza noastră n-a fost treaba bună. Și eu am zis, doamne, pot să fac. Eu știam ce pot să fac. -am. Dar mă lăsați? Da. Ok. După Papa Iani, Sergi Nicolai, zi, Tarchi, Tarki, Naomi, <laughs> da bang, 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 bang. Și am făcut eu 10 și Diagonescu unul, unul. dar mă rog, da, da. prin pe un, mă rog, pe o nebunie dar lui cu politica, a început să ducă și i-am putut pe toți. Că știi că aveam cifrele. Și de momentul la, toată lumea a fost mulțumită. Ok. Și dacă așa e treaba, am realizat și eu că, de fapt, despre asta e vorba. Nu fac ce îmi place mie, trebuie să fac ce le place lor. Lor, nu patronilor, ci telespectatorilor. Și, în măsura în care se poate, am încercat să le mai aduc din când în când și invitați de calitate. Știi e cum e o picătură într-un ocean? O picătură într-un ocean. Regret. Asta este. Mi-am dus crucea, mi-am luat fapta, nu regret absolut nimic. am e... căcat-o cu plăcere. Și Cine a fost prima e. asistentă? Asta vreau să spun. În primele sezoane, în primul sezon la curat, da. am avut două asistente. Îngerasiu și Drăcușorul. Mm -hmm. Bun, eram. Drăcușorul era mai bun decât îngeras. <l> Dar nu mai știu cum se nume. Uite, o să mă înjure fetele. Așa. Uh, apoi. Da, mă nici Mă rog, o să mă uit pe net să văd. Uh, și apoi am început cu. N-a uh, fost Bianca. Bianca? Bianca a fost prima. Bianca? Nu? Și apoi e uh, Eva Kent, uh, apoi uh, Daniela uh, Crudu. A fost, nu, a mai fost uh, uh, zi. Sora... Sau sora Monicăi nu a fost prima. E -a Uiteam, Cred că sora Monicăi Burlădeanu a fost Monica nu are soră? Da, mă, nu e Gabor. Monica Bârlădeanu și eu sunt Gabor, de Ramona, mă. Da, da, Monica, Ramona Gabor. Monica Gabor, da, Monica mm. Am zis mm. Bârlădeanu. Mm. da, sunt întâmpit. Ramona. Cred da. că Ramona a fost prima. Trec, cum mai știe. Cruduța. Cruduța, Tonciu, Eva Kent. Mm. zi. Cam astea. și Da. Și Bordea. <laughs> da. Că Bordea... Și Anisia, Ordea, ține bine. Și Anisia. Anis, Anisia. Anisia, Anisia. Da, da, da. 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 da mă, nu, ati, bianca Cruduța... Zi, Cât a -ți ținut un show păcătos? Că și... apoi l-ai schimbat în Extra Night. L-am schimbat, nu mai știu cum l-am schimbat. Dar care a fost ideea? Zilut, de ce să se schimbe a... un show păcătos în Extra Night? Păi eu știu. Asta am zis eu. Bă, de ce îl schimbați? De ce îl de un brand ăsta? Nu, domne că, 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 că sună, că se lipește. Apropo de etichete că și aduce lumea aminte de toate nebunile, le zic, las vă cu dreg ușor, cum am dres-o acum, știi? Adică la nivel de imagine. Și asta e problema. Zic, e păcat că e marketabile. O punem unul de ăsta aseptic. Bine. și, încă ne întrebăm ce înseamnă Xenes. deci că se numește show-ul tău? Xenes. Extra nice Adică... Da, PCR, XNS. Prescurtări atât. La modă de. Aseptice, mă înțeleg Să asepticul Și, în și mutarea asta Că poate foarte multe lume se întreabă Nu știu dacă ai vorbit despre ea Despre Mut mutarea Am vorbit, am vorbit despre Despre ea, mutarea de la Antena 1 La probleme. Antena Stars Da Ai Depinde simțit că retro retrogradare? Nu, nu, nu. Asta m-a întrebat toată lumea N-am simțit o ca pe nimic Vrei să că faci treaba asta? Când nu s-a întâmplat Nu vreau să fac nimic Eu vreau să-mi vădă treaba lucrez într-un trust mare și sunt disponibil, știi cum e, aștept ordonanțele dumneavoastră. Sunt la dispoziția intereselor trustului, cum e normal. Iar aceasta, din punctul lor de vedere, este o mutare genială, dacă mă întreb pe mine. Pentru că au mutat două emisiuni de impact, a mea și... Acces direct. Și acces direct, fără niciun cost, pe un post, și automat postul s-a săltat Fără să cheltuiești absolut nimic. Cu aceleași cheltuieli, antena unul a rămas la fel, că la mine oricum eram împins în credit, nu obțin. Nu mai era ceva, adică mm. nu era uh, ceva de care să nu te poți lipsi. Era un brand, într-adevăr, un stâlp, Hai, an de era zile, două dintre cele mai uh, urmărite... trei de sezoane, nu știu. Late da. night show adică da, da, avea da. atmosfera asta... Da, tot, da, da, tot ce dar uh, era ușor, ușor, odată cu pandemia, împinsă spre miezul nopții. apărut și Observatorul de Noapte nu prea mai era loc. Ajunsesem la ediții de 30 de minute, 30 de minute și atunci, într-o propunere chiar corectă din punctul meu de vedere, a fost, bă, uite așa, dăm înapoi două ore, îți faci tu talentul cum vrei, nu, nu umblăm la contra, nu facem nimic. Deci aceiași ne ajut, bani ne ajut și, și pe noi. Da, ne ajut și pe noi să ridicăm stația, nu mai e nici tu presiunea că nu mai bat acum cu ProTV și cu canalul, și nu mai am eu ceva să demonstra, nu mai e nimic, dar părerea mea. Adică, mm -hmm. Și este o decizie win-win. Eu sunt mai liniștit, ei sunt mai mulțumiți, e ok. Alina Gheorghe și Georgiana. Alina, Tudor Gheorghe, le Georgiana pe... Să le dea Dumnezeu să ne spună. numele cele și... două. Alina Gheorghe, băi, băiatul, s-a măritat imediat după a făcut vreo trei copii. Prima da, asistentă s-a da. măritat trei copii și a doua. Da, da, bine. A doua, Georgiana, nu știu ce a mai făcut. Abon. Da, ai mai păstrat legătura cu ele? Mai, mai de Crăciun, la mulți ani, sărbători fericite? Nu nu? nu, nu, de mult, de mult. Uh, uh, Alina a dispărut în peisajul monden total. Adică... S-a liniștit, s-a așezat la casa ei. Repetare. Ea ce era, îngerașul? Era drăgușorul. Drăgușorul, da, la drăgușorul. E mai, e mai, mai copii, al dracu. Trei copii. <laughs> Bei o cafea? 3 copii, da. eu, eu nu beau cafea de obicei. Dacă e pe publicitate, beau ce să fac. Te rog frumos. <laughs> deci, băi, dar nu o cafea, mă. Deci își dorea o cafea. Nu vreau, mă, asta spun, că nu beau cafea. Merge, dar vreau o cafea, mă, ciucă. dă -mă o dată. Cine vă sponsorizează? De'Longhi. De, de, a... de, de longhi, a a a Expresorul numărul unu în lume. Așadar, Și al doilea în România. Și... Cum era ea?

Ia uite, din telefon, nu din al tău. Trebuie A, să... Aici. din, din să ăsta... <laughs> telefonul, să vezi unde, Ideea e că intri foarte ușor pe aplicația lor, dacă ai aparatul de longhi și îți comanzi cafeaua fără absolut nicio problemă și ți-am zis, este cel mai, cel mai tare. Nu dacă rog. zici tu... Pe bune, nu, e cu statistici, am cerut date. Sigur okay. uh, că poți să ne mai aduci ceva, tati, că foarte bun asta. Cum? Imediat, imediat, când da. face la 60 de grade, știi? Adică. Bă, e bun. Și el e cel mai bun din lume. Și el e cel mai bun din lume. Nu știi? E țibul că am învățat și el de la cei mai buni. Nu m-ai invitat, da, nu e cel mai bun din lume. Da, mai cel mai bun din lume. <laughs> și e uh, un băiat extraordinar. De mm. cuvânt. Pe bune. Aș dori să-l cunosc. Da, pe bune. Hai că știi zic că e un bulangiu. Unii zic bun. că e un bulangiu. Nu cei de față de aici și știi că întotdeauna uh, noi da, bă, povesteam și, eu, da. și vorbeam și am avut da, tot felul de... Și cred că asta că... le-a dat și acum multor telespectatori. Că de la fapt, un mai dat, adică prieteni. eu un show-ul meu ziceam de tine, tu la în show-ul tău ziceai și da. povesteam despre lucrurile astea, ne vedeam, ne întâlneam, adică nu era Eu ca am și propus în pandemie să facem niște emisiuni împreună. când Exact la începutul pandemiei, când spai mai era mare și nu se știa ce se întâmplă. Și când aveam invitat? Hai să, să ne unim cu cine că să că au făcut americanii treaba. Da. Știi? Prezentatorii de late night în America s-au unit și vreo 3-4 dintre ei au prezentat. Hai, mersi. Uite. Uh, arată foarte una, frumos. Da, da. Ba, foarte. Îmi, pare rău, îmi pare rău că nu pot să beau, că nu beau că Dar da, la, las așa, de bine de poze, de imagine. Uite-te și tu, da. perfect. Da, ideea am încercat să-mi facă și un model aici și au ieșit doar două găuri negre. <laughs> ideea e în felul următor, că poate online ăsta unește oameni, știi? Și uite, uh, nu mai contează că tu da, ești Antena 1, eu da, la ProTV sau uh, Canal D, sau nu mai aici contează. Aici am găsit răspunsul, pentru că vorbeam chiar la podcastul ul lui și cred că și da. în online ne permitem să nu da, avem... Da, normal, uh, ai fost și la Damian să, și da, să la nu, Codin, nu? să nu avem ipocrizii, da. da. Uh, Ia-l pe-al meu. Mm -mm. Uh, mai vreau, ne face acum. Asta am bă, de ce oameni de televiziune... Când mă întreba lumea, de ce nu-ți faci podcast? Pentru că până să mă hotărăsc, eu și-a făcut toată lumea. Știe? și mi se că, că, noi am lumea. fost același lucru, noi aveam locul ăsta de podcast de vreo trei ani, știi? încă că nu am... erau podcasturi, că noi aveam totul gata. Eu Întotdeauna ciocare... mă întrebam, zic, bă, de ce un om care are... Și te-am pomenit pe tine. Zic, da. uite, de exemplu, Măruță. De ce Măruță, care are emisiune zilnică? Precum am și eu. Uh, în care, bă, două ore putem, cred că și la tine e la fel. Să zici ce vrei tu. Da. Nu zice nimeni. Bun, nu zice aia, nu zice aia. De, de e... ce să mai faci podcast? Și uite, acum am răspuns. Pă, pentru... pentru că aici eu pot veni și la tine nu pot Pentru putem... că poți să întâlnești un gen de oameni tu pe care nu poți veni la mine la Antena 1 sau Star și nu pot veni la tine la ProTV dintr-o ipocrizie, dintr-o prostie totală. Mulțumim, pe care mulțumim, nu înțeleg, Nu înțeleg, adică dacă eu vin la tine sau tu vin la mine, ce? E, mie îmi place chestia asta, mă duce foarte mult în zona aia de radio, am făcut și radio și faptul da. că poți să te întâlnești cu niște oameni cu care în mod normal nu poți să te întâlnești și să stai și atât de mult de vorbă contează. Da, și e fain. Da, da, da. da, da. Asta este, asta este un, o explicație pe care o să o înțeleg. Uh, știi ce? Mersi, Ciucă. Știi ce? Vreau să te întreb. Tu când ai venit, uh, tu nu ești din București. Nu, din Ploiești. Și când ai venit, ai venit în București la facultate. Uh -huh. Ai stat și la, la Cămin? La Cămin. Unde? Da, ăsta, da, zi, în regie. Ah, erai... Pe 18 pe camera 303, celebră. Da, eu am stat când am venit în București, de la Târgu Jiu, <coughs> la Căminele alea de nefamiliști, de la Bobocica. Nu le știu până. Da. Dar are probabil că erau în formă... De nefamiliști, erau vai mama lor. Pe păi de nefamiliști, de nefamiliști, dar erau gen garsoniere sau cum? Nu erau gen garsoniere, era gen o cameră exact ca la Căminele din Grozăvești. O cameră cu, două, patru Exact, patru eram Eu te-am sus, când începea la dejun trebuia să încep și eu, că n-aveam să puțe patul patru atât de rău. Fiecare te cu to gajică în patru. Deci. Da. la trei neața, dacă începea așa... Prima oară am zis cu tremuri. După aia mi-am dat seama, mi-a zis ăla, stai, mi drumul la treabă dacă vrei să dormi liniștit în noapte. Așa și ajunsesem, da, și ajunsesem să eram sincron. În nou, în sincron cu șase, șase oameni. Important e că ajungeați la finish în același timp, sau... Unul mai, depinde de vârstă, ăia din anul 5, ne mai puțin, eu eram mai tânăr. Eram așa, eu anul 3, unul, anul 3, unul 3 și... Deci eu anul 3 sus, anul 3 sub mine și anul 5 și balaurul N-avea pat supraetajat, era singura. Ia, la a <laughs> uita și... la Ăla și meritase statutul. Da. Sau dacă vreau să avem intimitate totală, puneam pe ușă Liviu Rebreanu. Niciodată n-am înțeles ce înseamnă Liviu Rebreanu. De dacă găseai afiș pe ușă Liviu Rebreanu, mamă, unul dintre noi futea, adică pura mea. Dar nu am întrebat niciodată. De unde venea Nu știu asta? dacă mă ascultă vreunul dintre ei din celebru Cămin pe 18 repet, dacă mă aude Deci cineva, nu s-a dovedit dar... nimic Liviu Rebreanu. Liviu Rebrianu Dacă aveai Liviu Rebrianu pe ușă era groasă, gata, pură mea, na, nu mai intră. Nu intră, nu intră, nu că era cu ieșea cu bă, bătut. <laughs> uh, bun, mână. și uh, ai stat la Cămin toată perioada, nu? Toată perioada care? De facultate. Nu toată perioada, nu. Am stat de și eu până am reușit să mă mut cu chirie la un moment dat. Dar am stat vreo 3, 4 ani. 4 ani. Frumoasă viața la cămin. Bă, pe sărăcie multă la început. Multă, e, da. asta, -ai zis să asta am mai zis. Păsărăcie te sărăcie multă. Altfel, e... da. Eu mi -am aminte că uh, împărțeam flyere când am în prima dată în București, și de la piață ne dădeau pe ceapă, roșii, varză da, da. și cu aia ne duceam acasă pe un reșou de ăla să faci, dar parcă A, că asta era farme. Mă, de becea? Da, mă, la de becea cu uh, de când se ardea, îl mai scoteai, mai le lipeai, <laughs> Deci la care avea un da, da, da și da. rezistența aia exact. s-ar că era o nenorocire. O scoteai de și o, scoteai o scoteai și o așezai una, da. pentru că era arcul ăla, da. îl îmbinai, și era exact. iar o, o lua, t -t 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 -t, până să întindea atât de rău că pleznea. Nu. Frumos. Adică de asta zic, sunt niște amintiri pe care n-ai da, cum să le uiți așa ușor. Mi-au picat, mi picat în gură de nu știu câte ori. Îmi dormeam pe spatea. Cât un carcalat de la ne cam nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Adică... Hai să le spunem celor care urmăresc podcastul <pf, rug> și poate nu știu ce facultate ai terminat tu. am fost la, am fost la Zim. Uh, eu uite cum se numește. La mă rog, Politehnică... stai, a fost și de mult, că <laughs> pe aia n-am terminat-o și apoi am terminat, terminat, terminat SSG-ul. Uh, îmi uh, vine numai petrol și gaze, dar e la ploiești. Uh, la Politehnică... Deci prima dată ai fost la Politehnică, nu? Da, ce lapsus am. Și am stat doar vreo trei ani. Cât mai aveai un an și terminai? Da, e. Mi-ar dea mie. Mă angajasem la evenimentul zilei. -am, uh, și... Ce dacă mai aveai nevoie de facultate. Da, am zis, bă, nu, ne culcam numai la 5 dimineața. Și am abandonat uh, Dar uite, bă, îmi scapă, mă, mâncate tata, numele. Cine mai face politică? Mă rog, îmi aduc aminte până la, până la final. Și uh, am terminat SSJ-ul apoi, pentru că la SSG erau toți mari profesori pe care îi pe care aveam uh, și colegi. Roși Castănescu, uh, Sorin Bolan, uh, Oameni cu care apoi ai lucrat. Uh, da, asta spun, pe care am avut și pe care am avut și colegi. Uh, și pe aia am abandonat Deci, în momentul ăla, în momentul în care m-am angajat la evenimentul și am reușit să câștig niște bănuți buni, am plecat și din cămin, am luat în gazdă, din ăsta, în chirie, prin București, niște locuri. Mă rog, dacă nu făceai, nu foarte, dacă nu făceai foarte, treaba asta, televiziune, evenimentul zilei, ce te vedeai? Ce făceai? Dacă n ai prima știu. facultate, nu știu. Deci, adică când ai plecat de la Plăiești, că... ai dus la București să faci carte, da. ca să te întorci și pe, să, te faci, era... Să te faci ce? era 91, îți dai seama. N-aveai ce să faci în 91, dacă nu te duceai la medicină, nu era cazul, la drept, drept nu era cazul, la AS, AS1 prea era căutat. Și politehnica era, nu știu câți pe loc. Toată adică lumea grămadă de pe vremea, de pe vremea, de pe vremea, de pe vremea Și mama a zis, bă, te duci să faci, te duci la facultate. Bine, unde? La politehnic, Bine, la îmi scapă, <gântu -i> îmi scapă profilul. E, mă, -a, poate, poate aflăm. A, da, poate aflăm, dar intrăm pe net. Uh, nu știu dacă mai o există. Da. Căută-mă pe net să afli la ce facultate știu, ai dat. Dan Capatos Facultate. Așa afli practic a, la ce a, facultate ai despre mine. Crezi Opa. că scrie despre mine? Vă rog frumos. Îți defițe sau că nu mai vezi? Cum? Sunt defițe. Nu mai văd nimic. Ești nebun. Uh, ce faci, mă, Gojira aici, <laughs> <laughs> tu erai măruță, mă cu Scoate-mă trabucu, ciucă, adă-mă trabucu <laughs> <laughs> Deci de dar de fii atent, bă. Fii atent. -a mă, -nice. Și acum fi atent dar, Uite că asta îmi place mie mm. Dar nu o zici pe diplomație Ai fost la trei podcasturi până acum Ai fost la Drăghici, ai fost -nice. la Codin Maticiuc și ai fost la Gojira da. La care ți-a plăcut cel mai mult? Uh, la toate mi-a plăcut Pentru că toți sunt a, ai început, exact, vezi? Păi mă. ai simțit tu cel mai bine Stai mă țiel, uite, yeah. vezi că nu mai e. Deci eu nu știu la ce, la ce profil am fost. Automatică și calculatoare n-am fost. Energetică n-am fost. Inginerie, managementul sistemelor tehnologice n-am fost. Bă, Sisteme biotehnice n-am fost. Aerospațială n-am fost. Inginerie limftrăie, nu. Inginerie medicală n-am fost. Discipline socio umane ingineria materială, băi, nu mai știu unde am fost, mă. Stai mă, un pic să vedem. Transportul n-am fost. Stai un pic să vedem. Bă, Stai. Și era cu inițiale, băi sunt nebun la cap. Odată cât de sunt. Așa... Stai că trebuie să găsim noi la ce facultate ai fost. Da, mă. Uite, mă spun eu. Mm. Și-am scris la cursurile facultății de inginerie, industrială și robotică. TCM. TCM, bă! Păi vezi? TCM! Și-am <laughs> găsit eu! TCM, mă! Dar exist. mai există? Uh, nu știu dacă mai există. Am găsit unde ai fost la ce facultate. TCM, bă, băiat! Exact, noroc că există. <laughs> Un fel de telemece... <laughs> Zi la ce podcast nu toți sunt prieteni mei bă, toți cel mai bine. Nu mai, știu dacă bine. mai te TCM, băi, păi, la ce foc. podcast ai simțit cel mai bine? Uh, M-am simțit bine la Damian Drăghici pentru că are un format foarte mișto și în da, discuțiile da, da, da. cu... Îmbină discuțiile la Gojira cu, pentru că am fost la așa și la Codin. La Codin pentru meu, că, că, că prietenul este, este prietenul meu de o viață și cu Nata are un format mișto între ei te, da. te bagă la mijloc, nu știu ce, Nu prea ai loc să vorbești, dar mă rog, nu e problemă. Și la Gojira pentru că am avut loc foarte mult să vorbesc. Că la este unde dintre cele trei unde și nu mai e unul dintre cele <laughs> mai uh, bun Și mă, simt în continuare bine și aici, dar nu știu, trebuie să Uite, stau da, până la final. Aveam, aveam și un trabuc. Da. Uh, bă, eu mă bucur că ești aici și de asta. Că Hai, mi se oam... pare că doar așa, stăm așa la suprafață, nu intrăm în adâncimea Intrăm lucru. imediat și în adâncimea. Stai că intrăm <laughs> și în revistele astea, intrăm și în adâncimea. No, Uite, intrăm în toate, pe cuvânt. Aici sunt. Aici, hai să Dispus. continuăm. Uh, Zimă cu play-ball-ul ăsta, că să le dau la o parte, să liberăm masa. Încerc să... Deci, încerc eu, să, să, încerc... să, mâncăm sushi <laughs> da. de pe vreun model. Da, 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 da de bunia. Vreau să-ți arăt câte o copertă și tu să zici... Uh, și eu să zic cine e cu ochii închiși. Nu, nu să-ți aduci, da. dă -mi le să le pipăi, că le știu mai bine așa. <laughs> să-ți aduci aminte, să le caracterizezi într-un cuvânt, dacă pot să spun. Nicoleta și Cosmina. Bunăciuni, total. Bunăciuni. Gina Pistol. Bună, de mai mișto, fete. Și bă, prietena mea e foarte bună. Uh, Vanda Hărădean. Bă, nu știu foarte bine. Nu știu foarte bine. Știu că a fost un scandal cu ea pentru că era campioană olimpică și da. dar n-am avut nicio... Uh, ispita Veri da. Cosmina? Cosmina. Cosmina, da. Cosmina Păsălinia. Loredana cu care avem istorie de umplem trei podcasturi. Da? Da. Loredana. Uh, fi... Uite, e neschimbată Loredana. Loredana. În ziua de astăzi pozată. mi se pare că arată exact cum arăta în tinerețe. Mi se pare că în ziua de azi arată mai bine. Da, mi se pare că de asta zic, în plus. Da. E ca aia ce bătrână arătai când erai tânără. Și <laughs> da, deci pe Florin Călinescu aici. aici. Da, interviul e luat de Boirescu. Da. Am vrut să-l fac eu, dar nu m-a lăsat. Că au zis că sunt prieteni. Și Florin Călinescu, la începuturile Playboy, a fost, a fost director onorific. Nu știu dacă știi. Nu, nu știam asta. Uh -huh. Bun. Deci, Loredana, ce-ai zis? Prietena mea de-o viață. Gabriela Prietenul. Cristian? Păi cu Gabriela Cristea, colega acum. Din nou, acum colegă, știi că am avut, am avut istorii vechi, pentru că venea Marcel toată lumea de Și am făcut un sezon întreg serial în care am bușit. -o, mai, acum, am în care mai am bușit-o. Îmi place că a știut să încaseze fără ranchiună. Adică acum când vă vedeți pe culoare pe acolo, vă salutați, nu uh, nicio problemă. Da. Și vine foarte des la mine în emisiune. Adică a înțeles exact. Uh, o tipă mișto. Uh, nu, a înțeles cam cum e meseria asta noastră. Și, știi, până cum e. la urmă, și uh, faptul că uh, a întâlnit, din păcate, pentru ea un om care să dea de în casă tot, dar despre mor nu mai dă bine, știi, nu era vina realizatorului. Daniela Gheorfi. întotdeauna, spre deosebire de mulți alții, nu m-am implicat personal. Ascultam, spuneam, Daniela Gheorfi. Uh, și cu ea sunt niște istorii, și bune și rele, dar, dar în continuare. Nu dacă ți-au aminte de ședința foto de... Da, cum să, nu? Momentele cum ele, să adică? nu. Da, ședința foto a fost considerată un eșec pentru că uh, nu era ce trebuie, din niciun punct de vedere, și au ieșit schisme urâte cu ea. Și ea are o amintire urâtă, dar nu-i nu frumos să vorbesc eu, trebuie să Nu-i-a plăcut ea. experiența. Și, uh, uite-mă, aici e Marinela Nitsu. <laughs> și Marinela s- am povestit într-un alt podcast și dacă m-aș apuca să spun acum, ce? Uh, ar face lumea legătura cu ce am spus acolo. La care podcast? Uh, o fată... La care, care podcast? La, la Codin. <laughs> ce face? a fost atent Fația. înțelege. Da, exact. Da. Bun... Uh... De acolo cred că este Roxana Ciuculescu. Nu? Roxana Ciuculescu. Da, nu am fost la podcast, nu, la podcast, la, la, ăsta, la, pe set, cum ziceam noi, la ședința foto de nu știu nimic. Uh, S-ar putea să mai fie și din perioada în uh, care eu nu eram Ileana acolo. Ileana Lazariuc. Bă, una dintre cele mai mișto realizări, din punctul meu de vedere, este un pictorial făcut de iarnă la pomul de Crăciun, fabulos. Oh, dar, fabulos. Îți aduce aminte fiecare de, detaliu, fiecare Dacă locu. le concepeam. Da, mai dreptate, uite. Cu zăpadă, cu tot ce trebuie. Da. Andă, Adam. Cu Anda Andra mi o poveste frumoasă, cred că numărul 4 Anda, Adam, mi uite-te, cumva. martie 2000. Păi da. Noiembrie, decembrie, anul februarie. De part, nu mă rog. Dacă noiembrie era, dar a apărut în decembrie. Da. Ce da. număr scrie pe păi? Nu scrie, nu și scrie numărul, că nu scrie. Trebuie să scrie. Să scrie unde? Nu, scrie doar martie 2000. Da, e, patru. Patru sau cinci, mai. Uh... Anda <gătă> o problemă, da. Nu dacă e bine să mai zic. să mă, că ne suntem așa. Deci, uite-te cu... uite bine pe e, copertă. Da. Uite-te la sfârcurile ei. A spus niște flori ceva acolo. Da, pentru că ea nu avea sfârcuri. Nu știu ce se întâmplă acum cu ea. Dacă, dacă are sau nu are. Nu reușeau să intre în poziție. Nu, ca să zic. <gână> și am stat zeci de minute cu cuburi de gheață. Să-i dăm pe sfârcuri. Să -ți... Ai văzut că la frig? Ca orice și bărbații și femeile reacționează. Și erau așa, în interior, cumva. Nah. Mă rog. <gână> Și ne a închinuit mult la treaba asta. Plus că avea o manie să nu stea nimeni în spatele ei, pentru că în conceptul editorial al acestui pictorial, la un moment dat, o fotografie este cu o bară de duș. Dacă te uiți tu atent, bă, bă, așa, atent o așezăm într-o cadă și îi punem o bară de duș între buci. Și, și să părea ei că bara intră mult, mult prea adânc. Din, din mână, culisele. Din, uite, vezi? Da. Aia. De ce nu arăți? Că suntem pe net, ești nebun. Păi nu, îți dai un pic. Ia mâna, că ții mâna aici. Ai intrat, prea, ai intrat prea... a intrat în bara sau nu? Da, avea o manie să nu stea nimeni. Asta a fost condiția, condiție prin contract trecut aproape. Să nu stea nimeni în spate. Uh -huh. Și... Hai să vedem. Uh dar uite, vezi, îmi place cum ai spus la Anda să spui la fiecare, că fiecare cred că a da, avut bine așa. Bine, mă, multe îți te... plac ție păi, să normal, da, haide spune să și spunem tu. acum dacă tot. E. Uite, Daniela nu i-a plăcut prima dată, dar a apărut și a doua oară pe copertă. A, nu e, e, pardon, e Nu, este nu. Cristina, e Andreea... Aici e Andreea Bănică, Bănică. dar Daniela Gheorfi, doar odată. da. doar o dată? Da. și Andreea Bănică, ea dă din casă ceva. Uh, ce să dau din casă? A fost greu să lucrezi cu ea? <coughs> uh, nu. Din ce mi-aduc aminte, nu. Era foarte cerută, Andreea Bănică. Și o surpriză plăcută pentru toată lumea, pentru că e o fată care arată bine și, și acolo. atunci nebunia aia, îți dai seama, era da. blondie, exotic, toată povestea. Da. Iar tot ce ți-am spus, să nu, știi, că, nu crezi că n-am mai spus până alte părți. <l> nu mă vai să spun lucruri chiar nasoale. Că Dar nu ți-am spus nu e frumos. lucruri nasoale, doamne nu, ferește. E frumos, nu e frumos. Nu. Da. Plus că s-au și prescris. Adică, pe 20 ceva de ani aș putea și să dacă s-au prescris, dar... ai avut vreodată vreo, vreo frumos, aventură că... cu vreo persoană care a pozat în... niciodată? Nu s-ar fi aflat până acum. Un... Niciodată. Stai un pic, de fapt, nici atunci, stai, că e o întrebare e tâmpită, pentru că oricum te o cunoscuseai pe Monica atunci, nu? Nu ți-am zis că 99. 99. Deci da. să trecem peste această întrebare, <laughs> care poate să fie considerată răutăcioasă. Tu poți să întrebi orice. Întotdeauna m-am dus, nu foarte des, pe la emisiuni sau pe la, acum pe la podcasturi, tocmai în ideea în care cred că am sunt destul de vizibil și am o vizibilitate destul de mare și nu mai am nevoie să mă mai duc în alte părți. Dar mai, mai sunt câțiva prieteni care mă roagă, au venit și ei la mine și mă tot întreabă, bă, vrei să vorbim, ce vrei să vorbim? Zic, M mă interesează, întrebați ce vreți voi să întrebați. Mi se pare că uh, este anormal să-ți întrebi invitatul, bă, despre asta vrei să vorbești sau despre asta nu vrei. Este abilitatea lui de a. Unii răspunde. O, da. ok, și pot într-un fel sau altul, să o colească sau să răspundă diplomat. adică, Ai avut vedete care te-au amenințat, oameni care au venit în show? Nu, niciodată. 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 Cu care să te cerți? Cu care zic, mă cer, m-am certat așa, bă, ce au făcut până emisiuni, pe aia cu guță, că s a trezit să o bată pe aia, Iurea, Dar nu aia. în show și după aia să a, te sune cineva, bă, nu. dar de ce ai făcut nu. asta, dar de ce ai zis asta? Au plecat foarte multe fete seara vesele și mă sunau a doua zi și au zis, ai joc de mine. Păi zic, la plecare ne-am pupat. deci adică ele nu realizau săracele și le spuneau prietenii, iubiti, mm -hmm. bă, ce ai făcut, m au făcut la mișto. Știi ce vreau să te întreb? Genul ăsta de reacție, de dezamăgiri după 24 de ore, dar asta nu trebuie emisiune să dezamăgiri și Te poți să le dezamăgi. Știi ce vreau să te întreb? Altfel. Când ai apărut prima dată și uh, show-ul păcătos, uh, asistentele, dansatoarele și așa mai departe și scandalul este, ce zice mai tăi? familia. Că ziceai, mama te-a dat la TCM. Băi, au, au fost foarte ok din punctul ăsta de vedere, pentru că au realizat că nu-și mai pot impune. Și nici n-au făcut un mod că, uh, că tocmai era băiatul mama care era ziarist de investigații, era... Ei veneau dintr-o perioadă. Uh -huh. Într-o perioadă în care așa stăteau lucrurile. Uh, mama asistentă medicală, tata cercetător chimist, o familie de nivel mediu în țara asta, care vrea să uh, reușească, într-un fel sau altul, copilul lor în viață. Și asta era reușita, să termin o facultate. M-am dus la TCM. Ok, m-am angajat la TCM. M-am, mă rog, am luat la TCM. În primul an am luat examenul la evenimentul zilei și le-am zis, păi mamă, uite, tată, uite, mie îmi place să fac treaba asta. Da, dar ține-te și de facultate. Zic, ok, în măsura în care o să pot, o să mă țin, dar mie îmi place să fac presă. Am dus pe presă, n-am putut să mă mai țin de TCM. Dovadă că nu mai știam cum să numește. După trei ani am abandonat-o și am făcut jurnalism. Ok, am terminat facultatea asta de jurnalism. Și au dat seama că ăsta e drumul. Mai departe să-mi spună, bă, nu face aia sau nu face aia altă. Îmi spuneau culmea Dacă în momente în care se simțeau... Adică asta mi se pare foarte tare. În momente în care, scuză mă că da. termin. Mai spuneau momente în care se simțiau simțeau ei cumva pe o gândire pe vechi că ar putea să uh, devieze lucrurile într-o zonă nasoală. Adică în momentul în care l-am dat jos pe Sălcu sau în momentul în care scriam de oameni importanți în anchete, știi? Și îmi zicea mama, bă, chiar trebuie să scrii că ceas oameni puternici, tu, sunt oameni puternici, tu ești la început, nu știu, zic, lasă-mă că nu mai e capul vremea voastră. Spai mai că mamă, să nu vorbim de rău, știi? Și entuziasmul un, bun, un bun simț, la tine. Da, și la ei un bun simț coroborat cu ce trăiseră, practic. Asta era viața lor. Bă, să nu te-ai Dar de ce te-ai dus la jurnalist nu te-ai dus să te faci arhitect sau să te duci Păi ți-am spus, deja acela. eram de trei ani în TCM-ul ăla și făceam un paralel Dar meseria asta. a fost prima dată când ți-ai dat ca... seama de asta, zic? Prima dată. Păi prima dată? Ce prima dată? că mi-am dat seama că nu mai mănânc la facultate. Când păi ai început să scrii prima dată? Sau era talentat la scris? A, cum mi-am dat seama da. că vreau asta. Da, da, da. Citeam tot, în 90, din momentul în care venise Revoluția până în 93 când m-am angajat, eu citisem tot ce însemna ziar tipărit. Bă, tot am podul de să mă, mă că nu s-a apă sute mii de ziare și de reviste. Tot, tot tot tot, 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 Și într-un fel sau altul am zis dacă am vreodată ocazia să asta fiu să și faci. eu în lumea asta, da, asta vreau să fac. Și am fost ocazia cu concursul de la evenimentul zilei. Și atunci s-a schimbat totul. Aia e genul ăla de răspântie în care ori e așa și acolo te duci. Da, la, la trenul care la ori l-ai La revedere și jur, da. nu-l vedeam ca pe un tren prins sau neprins, dar am văzut-o ca pe ocazie, știi? Nu știam că asta voi face toată viața. Dar atunci, în momentul ăsta, îmi doream. Și apoi, pe parcurs, mi-a plăcut și mai mult și mai mult și mai mult și a rămas aici. Și că se spune că despre jurnaliști, sunt oamenii care nu știu să facă nimic altceva, să apucă să facă presă. Eu nu cred că e. Ai mai rămas prieten cu toți de atunci sau ai unii cu care nu-ți mai vorbești? Uh, cu toți ce? Cu toți colegii tăi de la evenimentul zilei. Da, cu toți da, da, tăi, da, dar sunt foarte mulți. La Playboy, mulți la... Foarte mulți nu mai sunt, din păcate. Au dispărut extrem de mulți dintr-o generație și la vârste extrem de tinere. Adică, palierul 40-50, am foarte mulți oameni care... Uh, au dar în rest când când... mult. Cum? Lipsesc din telefon când vrei să-i suni. Da. Pe mine Eu am asta acolo. când... Eu am și acolo, am fel. făcut un exercițiu am... într-o noapte, m-am îngrozit. La fiecare literă, la fiecare literă din agenda mea, am cel puțin o persoană care nu mai... E. Știi că Și, și, am, puțin, și am litere, numere de telefon, cu 3, 4. Și am numere de telefon de la persoane care nu mai sunt. Sunt convins că numărul a fost realocat, că după ceva timp numărul ăla de telefon se realochează. Dar la fel, am persoane care mă uit și zic, da. ok, nu Atunci mai e. îmi dau seama cât de mult am îmbătrânit. Și cum, cât de repede când, trece când timpul. dispar, Când încep să ți dispară prietenii, definitiv. Știi? Uh, da, a rămas prieten cu 90% dintre cei cu care am lucrat. 99% aș putea să spun, pentru că nu sunt genul conflictual, nu a existat nimeni vreodată să sunt... N-ai auzit de mine până oraș, bă, ce-a făcut ăla sau cineva, niciodată, și nu o să auzi. Dar drum, viața te duce pe drumuri diferite și e firesc ca în toți anii ăștia, totuși sunt aproape 30 de ani de presă, să nu mai poți să ții legătura, decât cu foarte puțin. Și cu un grup care ușor, ușor se uh, micșorează. Pentru că îți găsești oameni care au aceleași interese ca tine, aceleași pasiuni mm -hmm. și aceleași bucurii. da cumva. Și repet, nu pot să țin. Noi eram o armată de copii acolo. s am zis, numai la secția de investigație aia de boschetar cum ne ziceam, eram 28. Eram sute. Tu când. când Iată, te întreabă cineva, cum vine, se să ce, bă, tu ce hobby ai, ce pasiune ai? Muzica. Da, am spus, da. Deci am spus de mult. Nu, 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 nu. Ok, stai nu, și asculți. Da, exact. Uh, am o colecție de vreo mie ceva de viniluri, scule. Practic am uh, muzică peste tot. De când mă trezesc, am de la capul patrui până în baie, până la mine, în casă, cântă muzică noastră. Dar asta e ceva care să faci pe lângă televiziunea și povestea asta, nu știu, să... Să monetizezi? Uh, nu să monetizezi, să te duci să cânti, să te duci să uh, A, te dai nu, cu motorul, nu, că, nu, că nu, e pasiunea ta nu, să nu, nu, ai nu, o chestie nu, de genul Nu neapărat, acesta. nu neapărat. Am avut experiența am asta cu Ciucă cu vreo două săptămâni, ne-a întrebat cineva ce, ce pasiune avem, știi? Și mi-am dat seama că noi atât de mult ne ducem toată ziua la muncă și facem toate lucrurile astea, încât am zis, Bă, pasiuni? Nu, C și am stat să mă am gândesc foarte... așa de două, trei ori. Am văzut și la Gojira când spuneai la un dat de clasor, știi? Da, și da. Clasorul da, da. era... clasor, cu timbre, da, numai știi? că la era cu gagici. Da. Eu, eu aveam clasor de la cu timbre, Și eu am avut, știi? Da, da, Nu, pasiunea așa care să mă urmărească de mic și până acum au fost două, cititul și muzica. Dar sunt în zona pasivă. Nu... Sau, mă rog, dacă ascult muzică, nu înseamnă că practici ascultatul muzici. Sau dacă citești și practici literatura, nu? Da, ai încercat uh, să cânti? Sport și... În afară de... uh, am cântat, am cântat În afară de la col cântând... colaborările cu pe care le-am avut cu Viorica de la Clejean. A rămas surprinsă că m-am dus la studio, am tras din prima, a zis, zice, mamă, să vezi ce stăm cu ăsta acum toată noaptea, vine ca a am, am ureche muzicală, nu știu dacă am sau n-am voce, dar... Uh, o singură dată am tras, a ieșit perfect, tu te frate acasă, la revedere, bravo. Și păcă am mai avut cu nu mai știu cu cine am mai cântat. A mai Ar fi păcat să nu te apuci acum, scoți un ceva. Da, ce circ. Ce trec? Nu mai... Bluză așa Nu mai albume artiștii mari, nu vezi cum se mai poartă de ce mă, merge acum? lansarea pe de tot, albume. Pe online. Nu. Da, dar nu albume. Lansezi piese și atât. O... Poți să lansezi câte că un album cât așa un single, pe online, știi? Da. da. Te trebuie că vine Spotify și îți dă nu știu câte milioane ca să lansezi doar acolo exclusiv. Da, deci cam astea sunt pasiune. N-am practicat sport, n-am avut alte pasiuni. Mă rog, am fost copilotul lui Daniel Oronoriu, sper că e ok, pentru că treceai dificilă o, perioadă, trece o perioadă 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 extrem da. de, de grea. În anul în care el a ieșit campion la viteză în coastă, am făcut o școală de pilotaj pe la, pe la nemți. Și dacă pasion, mine nu, nu mai faci televiziune, ce faci? Habar n -am. Dar te am gândi la asta? Ai momente în care te gândești? Uh, nu. Adică, ai mă rog, a... am momente în care mă gândesc, dar nu mă gândesc uh, de, prăpostios. Mamă, ce dracu... Nu, fac. nu, prăpăstios, la un moment dat te gândești, nu, știu, bo, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu ce o să vreau fac. Poate să fac altceva. O să fac ceva, poate vin pe zona asta, nu știu, habar n-am. Ceva, ceva, life. cred că o să fac, de foame nu da. o să mor. Da, tot, nu, de asta mă gândeam, rămâi tot în domeniul ăsta, adică... Tot După în ce ai evoluat aia. o viață într-o zonă... Știi de ce, sau, știi știi de ce asta? Nu, Că... nu mă pricep altceva. Am, de mă felul persoane, ce am tot felul de persoane care vin la emisiune, de exemplu, în ultima perioadă, mm -hmm. a lucrat 10 ani la banca, a lucrat, nu știu câți ani, la nu știu ce companie, au renunțat la absolut și au plecat să vadă lumea. Mă. Asta înțeleg. Băi, invers deci, nu înțeleg. Și-au luat un cort și-au plecat asta să vadă asta toată lumea, așa asta știi. Te apucă câteodată gândurile astea? am gândit așa. M-am gândit, dar din păcate la noi, vezi, spuneam în alt podcast că către respectator român răsfățat, și la noi te consumă, suntem ultimii mohicani, între ultimii mohicani, cei care au rezistat cât n-am fi crezut. Probabil că nici tu și nici eu să rezistăm zi de zi atât de mult timp pe ecran. Aproape 15 am, ani. Păi asta spun. Uh, am avut norocul să nu fim atât de uzați. Sau poate că suntem, dar încă mai cred ce fi noi, habar n-am. Sau poate că încă nu sunt unii care să fie zi de zi la muncă. Știi, știi am, avut, ai o și am avut tot timpul nu? ideea că dacă lipsești o perioadă, cum s-a mai întâmplat, uh, da, nu mai poți să te întorci cu același succes. Cel puțin pe TV-ul clasic. Uh, și bine, nici nu, în momentul în care apare, apar copii, apare familia, nu prea, poți să, mai, lucră. nu prea să mai ții cortul în spate și să te duci și să ții un an sabatic. Că nu merge. Ori ei și pe ei cu tine, dacă ești un tată responsabil, și atunci ce nu mai e un an sabatic. Este o vacanță prelungită cu familia, știi? Și închizi tot și vezi ce faci după, sau ai deja sacul de bani pus deoparte și zici, gata, nu mai vreau să muncesc și uite, primul an mă distrez și după aia fac de plăcere ceva. Uite, un podcast, mai fac o emisiune săptămânală, cred că mi-aș găsi ceva. Adică nu cred. Ți-ar plăcea să ai un show de asta săptămânal? Sunt convins. Mi-ar plăcea din punct de vedere al programului. Aș sta mai... N-ar mai fi atât de obosit, că totuși programul ăsta... la tine, la oricum e totul pe al fus orar. exact, de nopți pierdute m-am măcinat. La tine cum era? Adică te culcai la cât? Trei dimineața? Când? cu, cu Păi și acum la fel. Stau și citesc până la 3-4 dimineața. Lasă, ți-aș -te termina show-ul târziu? Să o cu o oră mai acolo. târziu, da. Și o oră în sus și în jos tot aia era. Uh, mă culcam până la 4-5, mă trezeam până la 9, ca să vedem audiențele la 9 <laughs> jumate, 9 <laughs> jumate, punct, țang, ca să fac cu reflexul Pavlov. Da, exact. Indiferent la ce oră te la 9 fix, da, da, trebuia să Da, să vezi. Nu că trebuia, te trezeai oricum. Da, trebuia să te trezești. Mă trezeam oricum da, la 8 jumate, dacă mă culcam mor de beat, la 9 tot deschideam ochii să văd uniență. Te trezeai, reflexul ăla și... Dar nu e panică, este pasiune. Nu panică, pasiune, exact, pasiune, că vrei să vezi ce ai făcut. Sau a uitat mult lumea, lumea, Pare, mi se pare, și întotdeauna... Că aveam oameni cărora le povesteam și râdeau. Păi ești așa de dement. Când zic, voi în meseria voastră, să aveți ocazia să vedeți performanța la mai puțin de 24 de ore, nu v simți super tare? Noi avem un, avem un, mare avantaj. Bă, vezi cât de bun ai fost în meseria ta în fiecare zi. Da, da. Altul se duce, face o piesă la strum, nu știe dacă piesa aia fusă pe o mașină, l-a aruncat pe unul în pom, că s-a spart, s-a rupt, s-a trecut da, de da, ce în același timp, și Cabanare. ăla care face eu, ăla o masă duce. sau ceva, la sfârșitul da, zilei vede știe. că a făcut ceva, știi Cine ce zic? La a, noi... A făcut ceva, dar nu știi dacă s-a rupt la tine, dacă m-am apăsat, deci, eu m-am nu papă. știm dacă unii au plâns în sau au Asta nu e problemă, dar la la noi noi știm vedem rezultatul muncii. Vedem că s-au uitat oameni, dar nu știi dacă au da. fost fericiți sau okay, treși Ei da, da. Nu, repet, mi se pare că ai un feedback cu un puțin, corect. puțin Știi cine e mult mai șmecher decât noi? Și cel mai șmecher? Chirurgul. Când se trezește la după operație și zice mulțumesc, domn doctor, că mi-a salvat viața. Așa sentiment, aș vrea să trăiesc și eu măcar o dată. Pilotul, când aterizează și aplaudă ea. Bine, noi râdem de ei că aplaudă și așa ba, e și normal, dar nu le zice nimeni mulțumesc că m-a dus în siguranță. Poate că aplauzele nu sunt atât de țărănești. Zic și eu, habana. Uh, știi, sunt puține meseri în da, care feedback-ul feedback este instant. De unde e povestea asta? Că dacă ai al aplauz pe pilot exact ceea ce zici tu, de câteodată e o chestie de... Nu știu. Țărănie nu sau știu. de unde plecați? Plec, cu... Într-un snobis prost, înțeleg. Habar n-am. Nu da. știu. Nu da. Acum da, da, dat... da, da, Cred că fiecare om are nevoie un... sau când treci pe lângă cabina pilotului, Ai mulțumesc. Zice tu mulțumesc. Exact. Cine nu, zice? Ok, nu aplauzi legea. Băi, mulțumesc. Nu-i zice nimeni, înțeles. Da. Dar el e mulțumit că i-a adus sănătoși acasă, știi? Sunt puține meserii cu genul ăsta de feedback și noi suntem unii dintre ei. Și de ar trebui și, să ne bucurăm de treabă. Și asta. e și una dintre meserile care te consumă dacă foarte mult. Că nu se uită tare. nimeni dacă se enervează. Faptul că se uită înseamnă că te au apreciat. Să mai, mai uită și unii care vor că, să da. Că... Să fie păcatul lor. Adică trebuie da. să fii nebun să te uiți ca să te enervezi. Păi nu ca să, te să ne să Când te iei tu, când dai tu, de exemplu, pe Oana și o pe Pepe. Ah, uh, să vadă. Ok, apropiați adică da. apropiație de asta. Aici mai alea și faci. au fost vremuri vreun... Eu în general, știi. Eu zic că suntem binecuvântați din punctul ăsta de vedere. Și plus că facem ce ne place și ne ducem la distracție. Asta mi se pare foarte tare, că meseria asta, dacă păi nu te faci cu plăcere, n-ai cum să o faci. Da, și te duci să te distrezi. Câtă lume pleacă să se ducă să se distreze la muncă? Cât Câți oameni câștigă bani cu... bucurându-se? Și de tu și primești genul de mesaje, bine mă, ce muncă e asta, stați acolo două ore, râdeți, chicotiți păi. și primiți bani? Da, primești. și mulți înțeleg. E, e posibil să fie așa. Îi invit să facă și ei ce facem noi, dar repet, nu mi se pare că am vreo meserie șmecheră. Respect. Nu ai o meserie, te mergi prin oraș, domnul capată. Chirurg, zis, respect chirurgii, respect piloții. Aici, da. Bă, da. Și atunci, punând o în cheia asta, da, ce facem noi? Ne ducem să râdem. Nu mai contează că muncim și noi și că ne obosim. Chiar nu contează. Comparativ cu ce fac alții. Dacă nu e facem să nimic. compara așa? Da, chiar nu facem nimic față de ce fac alții. Uh, știi, <coughs> vrem să, să te întreb legat de povestea asta. Dacă ai avut vreodată un moment în care ai zis, bă am făcut pe misiunea asta și să, nu, să nu fii tu așa mulțumit de tine și de invitații pe care ai și de -am lucrurile am pe care le abordezi. Care vreau să le și atunci mă cum, mă. cum, treci, cum treci peste alea? Nu m-am implicat. La tine asta e cheia, nu te implici. Dar cum, cum, cum poți să nu te implici? Nu știu. Eu la un moment dat mi-aduc aminte când erau poveștile astea, parcă eram unul cu același personaj care era invitat acolo nu e vorba de implicarea profesională Dar pe nu moment. profesional, adică uh, trăiam cu el, pentru, dacă la suferea, parcă și eu cu el. Pentru a scoate tot ce este uh, descos pentru spectator. acolo implicarea și dedicarea este totală. Dar când s-a afișat genericul de final, eu nu am rămas în legătură cu niciunul dintre ei. Nu am nășit, nu am botezat, nu m-am nășit, nu m-am încuscrit, n-am făcut nimic de genul ăsta. Și așa am reușit să ajung în faza în care să mă gândesc ce invitat am avut ieri. Eu și eu am momente de astea în care mă gândesc și invitat, am, am avut chiar am dacă am avut invitat. A, dacă vine omul și spune o dramă normal, am avut momente în care am plâns cu el, normal, i-a murit copilul, s-a întâmplat ceva, doamne frate, nu, să nu se înțeleagă că în zona asta nu am empatizat. Mm -hmm. Dar nu am vrut să sar o limită și să mă trag de brăcinar cu nimeni. A, m-am împrietenit în mod firesc cu câțiva care au venit și mi-au rămas apropiat. Da, gen, mi-au rămas apropiat, gen Serghei, Oana, câțiva pe care i-am tot rulat de-a lungul timpului și fără să vrei te împrietenești cu ei. Adică nu că fără să vrei. Oameni mișto cu care am rezonat. Cu dar, cred că ai avut dar, și niște dar, senzaționale. Procentul este foarte mic. Foarte, foarte mic. Nu am, vrut să, nu am vrut să aduc acasă și în familia mea problemele de la muncă sau subiectele de la muncă. Nu aveam nimic de câștigat. Uh, mai rău încărcam. O întrebam pe mama. Mama a zis asistentă medicală și uh, după ce a terminat ea școala de asistente, i-a murit un pacient. Și-a plâns 5 zile. După aia, ea fiind la ATI, deci asistentă medicală la ATI, 28 de ani. De da asemenea, noi, noi vedem ce înseamnă ATI doar de 2 ani. Ea a văzut 28 de ani. Și-a mai murit un pacient, a mai plâns 2 zile. Următorul a plâns o zi, de la următorul o oră. Și după aia mă duceam, eu am crescut în spital. Și nu că nu avea empatie, adică nu se înțelege, Totuși o femeie cu creerile aia. Uh, dar avea genul de Se ducea, se, ducea la, da, se ducea la muncă, îngrijea, făcea ce trebuia să facă. Dacă se propădeau, că nu aveau cum să nu se propădească unii tăiați de tren sau picați de la etajul 11. Asta era viața. Începuse să învețe să nu se mai încarce cu, cu problemele altora. Pentru că altfel să ne postrân, mi se pare foarte pră... tare să poți o, să faci chestia. Păstrând proporția, faci. Faci, că dacă Întotdeauna mă rog, am apreciat la medici ca, povestea asta. Exact. Că, băi, să fii cadru medical acasă și să, și să iei acasă probleme. Am, te nenorociști, mai ales un chirurg. Doamne ferește, să se paradește într-un an. an. De... Se într-un an. Uh, așa și aici. Și cred că fără să vrea mi-a dat lecția asta. Fără să o rostească, să o verbalizeze. Uh, a venit natural. De ce să amestec eu plană? Toți prietenii mei, apropiați, cu care stăm la sprițuri, săptămână de săptămână, sunt extra și uh, showbiz. Sunt care e cel mai bun prieten al tău? Sunt câș, câțiva, nu sunt cunoscuți, asta spun. Este bă, cel despre care am pomenit Petrică, cel cu magazinul cu Music Books, prietenii din copilărie. Mai e prieteni care din copilărie? Mă, da, noi am fost patru băieți. Noi am fost patru băieți care am crescut de la grădiniță până la clasa 12 ani, în două case. Noi am avut, fiecare dintre noi, patru rânduri de mame, patru rânduri de tați, patru familii. Așa apropiați era. Da, foarte, foarte apropiați. Ei trei au rămas în ploiești toți. Eu am fost singurul care m-am rupt, a venit la București Și din cauza asta ne vedem destul de rar Mult mai rar decât mi-aș dori să mă văd Dar o dată pe an, o dată la habar, n-am luni Un an jumate când ne vedem, parcă ne-am văzut ieri știi? Adică legătura aia de la începuturi, de la Ai grădiniță rămas. Practic, La grădiniță până în clasa 12 a rămas Indiferent de cât de mare este distanța de timp Sau unitatea de timp în care nu ne vedem Apoi au fost prietenii din București și gașca, repet, Petrică, un medic chirurg foarte bun, un alt băiat, fiecare cu familiile, pe care l-am cunoscut în antenă la început, era șeful de la GSP. Mă rog, mai mult, nu vreau să-i să omit pe, mă rog, finii mei, o gașcă restrânsă. Dar, dar pe care, care poți nu... să te bazezi și da. la orice oră din zi și noapte poți să-i suni. am făcut un experiment de genul ăsta. Uh, era pentru emisiune. Am nașim, plecat nașim, mai... Poftim, nașim, nașim, care lucrează la mine. Da. Așa a fost să fie. Da, unde lucrează? Nu știu ce. La era. mine la emisiune. Da. Pilohan da. Uh, ideea, idee, am luat telefoanele. Sper să nu fi uitat pe cineva, știi că e greu când mă iei repede să nominalizez pe Dar asta, ideea Da, ideea asta de, era... vreau să te întreb dacă da. Uh, cine ți-a uh, când... Da, exact. Oameni pe care i-ai la 3 dimineața și ar Am intercute. făcut experiența, experimentul uh, ăsta asta, vreau, și asta e foarte asta interesant. să fi ideea, știi, să că nu sunt în lumea asta. Să încerci la 3 dimineața, să iei telefonul și să zici, hai de că vreau să sun pe cineva să vină să mă ajute într-o privință. Da. Să stai să vezi cum te dai scroll așa la agenda și zici, bă, asta e căsătorit, ăsta nu vine. Da, și îți dai da. seama că, de fapt, lista de prieteni e foarte, foarte scurtă. Bine, foarte nu vreau Chiar să Chiar ajung... dacă ai 2000 de numere da, de telefon. Da, da, așa e, așa e. Și e firesc să fie așa. Nu vreau să ajung nici radical, precum Prigoană, care spune prieteniul la care ți-ar da un rinichi. Sună pe cineva să vezi cine-ți dă da acum un rinichi. Mi se pare o, Chirur, o abordare... Bă, tău, sigur face rost de undeva. Da, da, da nu și dă, dar nu și-l dă, pe al lui, care și-l dă copii. Uh, e o abordare uh, violentă a situației. Dar probabil că a avut multe dezamăgiri în viață și l-au făcut, l-au făcut să fie dezamăgirile astea să fie, dar dacă o analizez la rece, așa e, cine își dă, cine își dă, ție, îți dă ție un rinic. Părinții, e practică, părinții, exact, familia, Exact. ce familia, mai cine mai Da, și până știi? la urmă, orice ai face, singurul refugiu tot în familie. Ai avut vreodată vreo dezamăgire așa de asta foarte mare? Da, dar nu vreau să vorbesc. Da, cu prieteni foarte apropiați. Foarte apropiați? Foarte apropiați, Lucrați împreună sau cum? Nu, prieten foarte apropiat, prieten, prietenii. Și? S-au întâmplat Ok, nu dai nume, nu spui chestia asta, dar ce? În ce nu știu ce. Dar a fost dezamăgirea aia pe care... Da. Bă, de ce? Adică, de ce? Adică, de ce? Că n-am greșit cu nimic. Am încercat să aflu de la prieten din jur. Bă, ce am de greșit? De ce s-a rupt relația respectivă de prieteni? Da, da, da. Te-ai simțit rădat Bru... așa? Te-ai simțit... nu neapărat. Nu neapărat, pentru că în momentul în care nu înțelegi, este clar că problema e la el. Și dacă nici prietenii comuni pe care ei și întrebi nu reușesc să afle ce s-a întâmplat, e clar că... Ești genul ăla de om care ți-i supărare atunci când nu. Niciodată. niciodată? când se întâmplă ceva, să fii mai supărăcios, să până să trece. Așa, pe moment, pot să fiu vulcanic și exploziv, dar niciodată nu o să auzi că m-am ținut vreo sporare mai mult de o unitate de timp minoră față de, față de cum părea la început, știi? Și tu, genul ăla de om care... Dovadă e... că m-am păcat cu toată lumea, cu toți pe care... Sau, că, care, nu, cu, cine care ai fost simțit, cu cine, care să cea mai mare ciirta, cu cine uh, ai avut? Nu, certuri. Ca asta spun că n-am avut certuri. Dar știi celebrele alea cu Shelly. Cu... Da, da. Te-ai dus apoi la el acolo? ne-am împăcat. Da, ne-am împăcat. Da, da, ne ne Nici n-aveam ce să împăcăm, că nu era vreo certă. Și genul ăsta. Nu... Mie mi se pare că în ultima perioadă ai devenit așa un pic de mă... uh, Dan Capatos budist, care nu, uh, din uh, din foarte împăciuitor și foarte uh, toată mm. povestea asta. Nu? No, și asta oare e și datorită posibil, vârstei ca da, să observ și eu la mine, e știi? E posibil, e posibil. Adică parcă vrei să te împaci Eu cu toată mă, la lumea. tine, tu ești mult mai efervescent. Și chiar mă gândesc la asta. Bă, ce-l mână pe Cătălin în lupta asta? Adică, tu încă mai vrei să fii ca pe vremurile alea <laughs> Știi? Și pe acolo, și pe aici. Adică, bă, ce rost are să mor. Mă... Asta cu podcastul mie îmi place foarte mult și cred că este okay, okay, oaza okay, mea okay, de dar -ai evadare. Ok, pus niște oameni în cap și nu am mm -hmm. înțeles de ce. Păi unii i-am pus să... Uh... Și mai e ceva de demonstrat, mai ai ceva de... Vai, ce -ai nu, făcut dar unii stau... Mălaiu, ți-ai făcut tot ce trebuie, Unii i-am pus în cap, cum să-ți explic, uh, nu eu, știi? Adică ei au tras tot felul de concluzii, concluzii tâmpite și idiote, știi? care nu aveau nicio da, treabă cu realitatea. Era tot timpul și scăparea mea. Nu m am înțeles. Nu, nu, da, nu, e, nu, că m am înțeles. Păi dau un exemplu, adică Alexandra Stan, o persoană care vine la emisiune da. și apoi declară la un alt podcast niște minciuni pe care noi nu le-am spus niciodată, adică nu au existat fizic. Normal că da, e o revoltă da, în pot tine, fi, știi? Pot fi situația, și multe be, povești de genul ăsta. Citesc asta. că, na, Mă urmăresc da. din, toate, din toate pozițiile, știi? Și mi se pare că în continuare e o frenezie care nu se mai justifică. Adică, hai, mă Mie mai se pare lăs, că mai lăs când, când nu mai ai frenezia asta sau că nu mai ai energie. Asta, nu nu mai frenezie, poți să faci și și e asta. normal să o faci cu pasiune, dar nu Eu neapărat sunt încercând acolo, că să demonstrezi. trăiesc cu ei, știi? Știu, știu, știu. Poate din cauza asta, da. Cine știe? Din exterior pare că vrei neapărat să punctezi. Da? Știe? Să știi așa că o să mă mute pe Pro 2, eu o să fiu aina. la fel ca A, pe ai văzut. Ce trec, Viața, există viață și după antena 1. Știi cum e avea? Am, am de glumit, glumit. Da, de asta, pentru că ești un tip care ții la glumă, îmi place, îmi place mult de tot Și da, să fim la, la show-ul problema, înțeleg. Eu spun ce gândesc. Și mie, mie... Asta a fost una dintre întrebările pe care, oricum, dacă nu ne întâlneam acum, țirea, ce aș fi pus la un moment dat? Da. Bă, de ce te mai agiți? Încă haiducă? Da, ce te mai agiți? Ești nebun la Ai familie, copii. Încă trăiesc, încă trăiesc da. uh, genul ăsta și cred că pentru că îmi place așa ceea ce fac, da, înțeleg, înțeleg că ce cred că te implici da. mai mult decât e cazul, da, înțeleg da, chestia da, asta, am da. început să o înțeleg da. ușor, ușor. Da, e posibil, știi? Da. <coughs> Luat de val, știi? Că noi încă știm ce însemna asta, când ne lua valul pe la televizor, adică bă, am trăit, am trăit războaie, Multe. războaie la propriu, da. războaie la propriu, în care trebuia să... Facem în așa fel încât subiectul să nu Uite fie la măruță, să fie la acces sau să nu fie Băi, nici acum în Era bătai pe fiecare am invitat furat și întotdeauna divorțurile invit. erau împărțite. Unul era la dar noi. Că era noi când nu eram echipă, eu cu accesul, că da. zic acum de mă dau și șifia fără, dar nu contează. Furam am invitat și de la acces, adică îi cocleam în așa fel, nu văd ce bă, la -a, ne -a, bun, bun, veniți la mine, zici, nu vezi că. -a. Da. A, în asemenea, hal era. Dar dacă exact într-o echipă de Formula 1 în care nu se dau ordine de echipă, știi? Depinde care ce echipă mai... de Formula 1 care la, Mercedes, acum... la Mercedes mulți ani nu s-au dat ordine știi? da, De e... exemplu da, da, uite Echipă ta. mare, nu e echipă de trânta cu piedici de corp, da, cu Uite, te acum eu sunt cu Verstappen Și mi-a plăcut așa. mult da, cu da, da. Eu da, Eu sunt cu Hamilton am, -am înțeles, n-am mai pus nimic pe Instagram de foarte mult timp, îl urmăresc mult de tot, mi s-a părut foarte... e greu de digerat. da știi care e chestia? Eu am ținut cu Max Verstappen, mi-a plăcut foarte mult, Toată povestea, și toată ascensiunea, și toată nebunia lui. Ultima cursă în care Verstappen a devenit campion mondial uh -huh. m-a făcut parcă să îl simpatizez și mai tare pe Hamilton. Ai văzut? Știi? Adică cum se lupta cu toți și cum încercau să-l. Bă, Bă, și în ce fel s-a luptat. Da, adică și. și... Cu... Cât fair play. Bă, păi și da. copere să stea în față. Și. Ăia de la, să mai bage, nu știu ce mai ai. Și. să depășească. Adică și la, la finalul cursei, ok, m-am bucurat că a câștigat Marsul Sfântă da. Da. preferatul meu. Bă, da, m-am bucurat tot... să o câștige corect. Da. Adică m-am uitat apoi și mi-a zis. De fapt, nu corect, pentru că discuția e relativă. Că au aplicat. Nu, dar parcă mult mai sportiv, așa, Parcă păi, eu... în ultima cursă, Hamilton a demonstrat că e mai bun. Doamne, ajută să ajungă Verstappen să-l întreacă și pe Hamilton și pe e, Schumacher. Tine, dar dar că... pe pistă, efectiv, în ultima... Cursă nu i-a dat nicio șansă. Da, de și începând azi... de la jumătatea sezonului, nu i-a mai dat nicio șansă. Adică așa stăpânire și la final, un asemenea fair play de care eu nu sunt capabil niciodată, eu dacă aș intra de aia în modul lație expres, că mi-aș băga până morții lor la tot. <lipă> <lipă> adică, mă rog, nu chiar așa, dar rău! Adică le-a pitit aia două țevi. Le-aș face, le-aș fi Rupe plicurile, le-aș le căca pe ele. Bă, rău, nu pot să fiu fair play, nu poți mă uit la filmul, bă, este un, un fair play exact, incredibil. asta vreau să spun, bă, vorba incredibil, sunt tu interzis spun ești... niște baze de tenis, m-am certat cu ea... A, nu wow. credeți, E, vorba vine sunt interzis, dar facuri... Bă, bravo lui, bravo lui, jur... De asta nu zic că e. legat de chestia asta, am uitat la cursă și mi-am mi -am bucurat cu un ochi, a câștigat Verstappen, după aia am zis, bă, Hamilton, jos pălăria cum a rezistat și acum mă gândeam la chestia asta, cât de fair play poți să fii tu sau cum e și ai zis că nu poți să fii fair play nu și mă pot gândeam nu că. că astea tău, astea, Andrei, știi, da, da, e. Da, da, prin da, da, da. Ceea ce crește face. Acolo vezi prin ce vă noi, eu nefăcând sport, neînțelegând cum e treaba, eu ca tine, la luptă să moară, mă, o să să-i strângi. Bine, bă, mă rog, în spate, cine da, mai vă cu noi, nimeni? Bă, când ești în joacă aia, da. altfel o simți. Bravo lui că poate și bă, asta înseamnă mari campioni. Ai văzut? Indiferent că suferi, sunt convins că tu îți dai seama, tu ce dai seama ce... moment a fost ăla. Era momentul în care da. poate depăși cam ce se întâmplă cu Djokovic acum. Exact nu știu, depinde asta. Că, asta vrem. că noi suntem acum în ziua în care așteptăm noi suntem să vedem dacă apete, arestează pe sau nu arestează. Pe 11... 11 pe ianuarie. 11 ianuarie. Uh, nu știm ce face Djokovic dacă da, arestează, dacă nu îl arestează, da. dacă l-au prins cu minciuna. Că nu a trecut, adică se pare că o să joace, dar. Da, acum deci, au în ce moment e și Djokovic? În momentul în care poate deveni cel mai bun ca număr de grand slemuri. Așa Hamilton. Bă, îl depășea. Ce depășea? O legendă. Cea mai mare legendă Schumacher. Da, dar e, e, a Schumacher. Bă, Schumacher, știi? Da, da, stai, că acum... Uite cum a fost lumea împărțită între Messi și Ronaldo, ani de zile, poate zeci de ani, și îți spun pe propria pere, că eu sunt super fan Ronaldo și la început, ce îi făcea în lume? Ce îi făcea în lume? dați mi durea pe Messi direct în pulă. Ce, ce, da, ce era la gura mea la Messi. Știi? E, bă, prin felul în care a evoluat el, ambii, i-au făcut, făcut fiecare dintre ei pe uh, fanii celuilalt să, să i respecte, nu că eu să se uite. Cu eu sunt. știu, pe și eu sunt cu Ronaldo, rog, dar Ronaldo. respect pe Messi pentru ce a făcut, iar fanii și eu respect pe Messi, dar fanii Ronaldo. Messi cu care mă certam la început, îl respectă și ei la rândul lor pe Ronaldo. e asta e fabul, nu mai mare campion. La te face. tenis cine îți place cel mai mult? Că apoi Federer. să întreb cu Federer, Federer. și Federer lui Andrei pentru că Andrei nu nu l-a prins pe Federer din păcate. Eu am reușit să l văd pe viu în două finale. Uh -huh. pe Federer la Madrid, când a organizat Ciriac turneul cu zgura albastră, dacă știi cu scandalul. Da, da, primul turneu pe zgura albastră. Și singurul. <laughs> uh, și la Rotterdam. Păi și așa, Andrei are un preferat acum? Uh, Andrei are preferat din, din zona uh, celor tineri. Are, bineînțeles că îi place, îi place Federer atât cât l-a mai apucat și el, dar din păcate nu-l vede pe Federer în zaua lui. Uh, nu-i place Djokovic, uh, dar îl respectă pentru că își dă seama chiar și la nivelul lui de 10 ani, 11 ani, cam ce fel de campion este, dar uh, sincer să spun, habar nu am, trebuie să-l întreb pe el, dacă vrei îl sun, pentru că de are... chiar, chiar sunt deci este... Pentru că și mie mi se întâmplă uh... de foarte multe ori uh, să uh, mă gândesc la anumite lucruri din punctul meu de vedere să-mi dea seama că filme și filmea privesc lucrurile total diferite și n-au absolut nicio mă, treabă. Nu vreau să spun vreo prostie, știi? Da. Yeah. Dacă trebuie să te enciclopedie, știi cine... Alo? Tati, scuză mă fii atent că ești în direct în la Măruță. La Salut, porca. Andrei! Salut! Felicitări pentru ceea ce faci acolo cu tenisul. Și... Mulțumesc! Și mi-ar plăcea, fii atent, lasă-mă să-i fac eu prima invitație. Uite la podcast la mine atunci când o să câștigi, nu știu, Roland garros sau orice mare trofeu. Că sunt convins că o să ajungi departe. Promis că vii? Da. da. Perfect. Tati, fii Ves atent, promis. Vrut să fac... Ai promis, da. Uh, o să... Cer eu banii pentru prezența. <laughs> <laughs> uh, M-a întrebat Cătălin și nu vreau să te fac de râs, că habar n-am. Cine-i preferatul tău de acum? La când tenis. Te... pe nu, de, dintre asta am spus și eu că Federer îți place, dar dintre ăștia tineri, cine îți plăcea ție? Ca să nu mă încurc. Dintre ăștia tineri care mai joacă? Da, mă, care au început să vină acum din spate, da. A, ok. Um, țițipa și Tim. Ah, țițipa și Tim, ok. Da, eu mă gândeam la Zverev, și Medvedev. medvedev. Și Medvedev, și Medvedev, ah, și Medvedev. Și în afară de Simona, cu care e și prieten, la fete? la fete mai multe. Conta, vei, mai multe. Barti, Sabalenca. Okay, trebuie să... Sunt subim. mișto, e mișto vreun antrene <laughs> <laughs> Așa, ca fată da, ca ca cu joacă, adică eleganță da, Exact da, da. Ce faci, te joci? Uh, da Bine. Andrei, bine. ești pe Fortnite? Îți place Fortnite? Nu mai e pe Fortnite Nu mai, nu am, am jucat Nu mai îmi place Spune-mi ce joc pe telefon Ce, pe, ce te joci pe telefon? Brawl Stars Ok, perfect, asta se joacă și fiul meu. Și, și la PlayStation. Roblox. Roblox, bă, bă ne bunim cu roblox ăla. Și Știu, Știu la că văd ce încasez din în cardul meu. <laughs> <laughs> ce cumperi mă, tati, din Roblox? Dar ce contează? Multe. Da, Mul <laughs> Andrei, mă Bine. bucur mult că te-am auzit și rămâne valabilă prima invitație. Da. Bine, tati. perfect, Mersi mult de tot și baftă în continuare. Și eu, mulțumesc. Hai, te pup, papa, pa. pa, pa. pa. Acum, ca să fiu sincer, azi niște jucători, habar n să Prima apariție publică. <laughs> dar ce, ce tare Andrei. Da, e un băiețel chiar mișto. Da. mișto dar mișto. de ce te-ai oprit doar la un copil? Băi, eu am vrut să mai fac. Uh, dar vreau să fie foarte apropiați. Ca vârstă? Un, mm -hmm. Ca vârstă. Așa mi s-a părut, că era mișto să crească împreună, știi? Și Monica... Tu mai ai pregeta... frați? Nu mai am, nu mai am. Tocmai de asta am vrut, să văd cum e. Monica vine dintr-o familie cu trei fete. Uh, și mă așteptam să zic că da. Știi? Și a zis, bă, nu, acum intrase din nou în circuit, știi cum e? Mm -hmm. Mă rog, era consilier, nu, nu mai știu. Presc, nu mai, mă rog. hei, să hai să mai stăm puțin. Zic, băi, ori facem acum, la vreo 2 ani când avea Andrei, ori nu cred că mai e caz. Apoi s-a trezit și ea când avea Andrei vreo 7 ani, hai mai faci, bă, zic, nu mai am. <laughs> acum nu mai am și eu răbdare. 7 ani ar fi fost Da, mă rog, nu mare. știu, na, așa a fost să fie. Na. Mai știi ce urma. Ok, perfect. Danca Patos, din nou tată. La ce 50 da, da. de ani. Să mă vezi cu căruciorul pe un par la cine. Da. la câți ani? Italia, a, nu? bine, nu, asta e problema. Da, da. Și da. mi se pare că e foarte... Da, a să fim tu foarte tu ok. jucătorii de care zicea el? Uh... și jucătoarele? Nu, de asta zic, nu. nu. Am crezut că că din acest te... motiv l-am și sunat. Că ești bun, așa nu, pe eu, nu asta. eu, nu, eu uram tenisul până să se apuce el de tenis. Asta ca să înțelegi cât de greu mi este... Când apăreau știrile alea celebre în ziare, boala cruntă de care suferă băiatul lui Dan Capato, știi? Da. N-am vrut să te de, de tele... chestia asta, că m-am gândit că tele... poate... Că poate e chiar cruntă, nu? Nu, Erau... m-am gândit că poate e o chestie care Erau... ai zis de copil, că l-am ferit de asta și acum vine să te întreb treaba asta, știi? A, nu, doamne fereșe, nu are nicio legătură, e sănătos mm. tu. Nu, nu din cauza asta l-am ferit, l-am ferit tocmai pentru a putea Dar să Dar care era povestea cu boala? Cum? Un colesterol mărit, moștenit de la mine. Eu, moșten, eu, pe care eu l-am moștenit de la maică, mi-aș tot așa pe linie maternă. Um, moștenire de familie. Colesterol, știi? colesterol la mine, de exemplu, e 300 de Mare, uriaș, căcat. Nu-i nu, nu dau seama e mare, mic. E mare, nu mic. Dar nu știu dacă e uriaș. Noi putem lua pastile pentru asta. El, când, lui, când i-am descoperit treaba asta, cred că avea vreo șase ani, cinci ani, șase ani, nu, nu puteai să bași pastile în, în el pentru așa ceva. Și ne-au spus oamenii, doctorii, domne, se poate regla din sport dacă se apucă de un sport. El făcea în not oricum de la 8 luni. Uh, mm. Și schi, de pe la 2 ani. Nu știu. Dar era, na, schiul ceva sezonier. În notul era Premanent. mai de performanță, așa. Ce performanță poți la 8 luni? Era baby spa și apoi în not de două ori sau de trei ori pe săptămână spre performanță, că am învățat toate stilurile și după aia zis, m-am plictisit, că nu mai am Ori ne ducem spre a face cu adevărat performanță în not sau polo, dar am niște prieteni care au și care sunt într-adevăr foarte mișto, armonizat, foarte armonios dezvoltați, dar mi-au zis că ce se întâmplă pe sub apă e nenorocire. Adică, începând de la lovituri în zone rurale care pot lăsa urme pe viață, până la își lasă unghiile atât și să zgârie unghiile la picioare și să nenorocire. Mi s-a părut așa cam. Uh, și zic, hai la fotbal, eu. Eu cu fotbalul. Okay. Exact. Forță la dinamă. <laughs> și nu, a zis el, hai la tenis și hai la tenis. Și l-am dus la tenis. voi și după două luni a avut un ghinion, a căzut la noi în complex, uita după un balon, era și simpatic. Eu zic, băi, tati, ce trec Nu și tu atent. Pe ce o să vină femeia care mi l-a dat? Nu credea că o să mă uit după el. Și se uita așa după un balon și s-a împiedicat de o bordură. Bordurile erau noi, complexul fiind nou, foarte ascuțită și a picat cu mâna sub corp. Și la cinci anișori, bă, am, am radiografia, dacă o vezi, te îngrozești. Triplă fractură. Fix mâna cu dreaptă. Dreaptă. Triplă fractură. Dreaptă, da. Sau Dreapta, da. stânga. întâmpit. Oricum, una dintre ele, dar nu se mai putea duce la tenis. Adică a stat șase luni să tragă. I a avut nevoie, eram gata, gata să aibă nevoie de operație, imobilizare, nu știu ce. Dar cred că dreaptă. Și a trebuit să-l luăm de la tenis. L-am luat de la tenis și a revenit. Într-adevăr, n-a fost nevoie de fiind foarte mic de vârstă s-a sau sudat. Să perfect. perfect. Nu se mai vede acum. Absolut nimic ar fi avut ceva. Dar ți-am zis, unul dintre oase rupt odată și unul de două ori. Zang, zang, o să-ți arăt după ce termină. Uh, și ne-a ieșit în cap Într-un fel sau altul. Nu știu de ce. Deși revenirea și recuperarea uh, fuseseră perfecte, știi? Și hai la fotbal. Și am luat fotbal la Dinamo. Și atât la fotbal, frutul nu era nici cel mai bun, nici cel mai prost, dar era pe acolo și da, îl plăcea. Nu-i plăcea. Dar nu la genul să-l forțăm, să-l iau, să plânsete. Mergea, dar se vedea că nu. Și la un moment dat mi-a zis, tati, mă lași să fac și tenis. Că uite, mai aș întoarce la tenis. E bine, dar rămâi la fotbal că zic că uite, trebuie să. colesterolul cu asta. <laughs> bine, sărăcuțul. Și făcea antrenament dimineață fotbal. Sau, mă rog, odată, la un moment dat, fotbal, la un moment dat, tenis. Tot așa, pac, 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 pac. Și îmi zice antrenorul de tenis, după vreun an deja. Zice, Dane, nu vrei să-l înscriem la un turneu? Și ce ai, mă? Eu cu el la șoc deja. Da, eu fusese <sus> la el la cu fotbal, cu academia lui și cu echipa lui de vârstă, cu grupa lui de vârstă la Abu Dhabi, la jucat cu ea acolo, cu Manchester City, cu, frumos, rău. Eu deja vedeam, zic, ai, de nu e el cel mai talentat, dar cu muncă, na. Ce turneu mă, ești nebun la cap? Hai, domne, că zice, e bun, hai să-l ducem la un turneu. Prima mă duc la un turneu. Bă, l-au luat turneu și a câștigat turneu. Îi dăm prima. Primul turneu la care s-a dus, la câștigat. Mama, am început să mă... Să te succesc, gândești altfel și să te privești altfel al al lucrurile. Mamă, eu sunt Îl că lui îi place mult mai mult la tenis. Băi, tăi, l-am luat odată la o discuție așa. Avea șapte ani și urmă. De... îți place mai mult la tenis? Da, da. La fotbal? Nu, mm, mm, prea. Mm. Vrei să faci numai tenis? Bine. Da, e bine, dar te ții de tenis. Da, cum să nu să luminat la față. Și de momentul ăla am intrat profesionist pe tenis. La academie am început să joace la federație cu bă, două ore de antrenament pe zi de tenis și două ore de pregătire. Adică ai intrat în circuit? Am intrat în circuit, da. Ușor-ușor. Și în momentul în care, din păcate, da, nu vreau să-l demoralizez. Nimeni nu mă ajunge nimic în țara cum asta. Se pe zice așa? Pentru că este un sport susținut 100% de părinți. Păi și? Păi și. Și e scump? Nu neapărat că e scump. Nu este nicio strategie. Nu este, e și foarte scump, dar nu asta ar fi problema. Pentru că sunt mulți oameni uh, care probabil nu vreau să-și dea copii la teie și spuneau exista. la un moment dat, băi, e costisitor, e un sport costisitor. Adică Când nu e ca cineva bă. și nu înțelegeam și chiar am spus Simonei că, mă rog, cu timpul am reușit să ne, să ne apropiem prin diferite ah. conjuncturi. Uh, <coughs> avem prieteni comuni și îi spuneam, zic, bă, uite, uh, paradoxal, exemplul tău e unul care uh, i-a făcut pe foarte mulți oameni să de Se apucă de tenis. Nu, din dar contra. unii s-au apucat de tenis. Adică, Hale, tenis, ce facem? Tenis. Da, așa am crezut toți. Și nu e așa. La nivel macro, nu spuneau oameni bătrâni, care au văzut generații de copii, de-a lungul timpului, cum au evoluat și la nivel de număr de copii, din momentul în care povestea Simonei a devenit cunoscută și sacrificiile pe care familia le-a făcut pentru a o ține pe o linie de plutire și a o duce spre performanță, toți au zis, păi noi nu avem frate fermă de vândut, nu avem cum a pățit și cum a trebuit să facă domnul Stere Halep, știi? Adică niște sacrificii uriașe și la nivel financiar, care pe foarte mulți părinți i-au făcut să zică nu e da. frate, n-avem cum. Știi ce că... ne facem dacă are talent? Știi ce? La un moment dat adică... se întreabă de ce e scump sportul Și atunci s-au dus prea alte... Că... Dus prealte, dus prealte, prealte de ce alte e scump sportere? tenisul de, de câmp? Pentru că antrenorul, orele sunt scumpe, nu? pentru Totul că e echipamentul... mai scump decât la alte. Și deci, echipamentul e scump. Vezi, cu o rachetă la nivelul lor e 12 milioane. Și dacă are și niște nervi sau... Nu? Se supără dacă mai și strică... sparge. Mai dai, încă poate. Înțelegi? Da, Trebuie să ai tot timpul două, trei de rezervă pentru a avea. Eu cred că, Andrei, știi da, că... Asta, e, asta e ultimul lucru. Antrenamente, pregătire fizică. Cine că... stă mai mult cu el, tu sau Monica? Nu, Monica stă mai mult. Infinit mai mult decât mine. Dar eu sunt șoferul familiei, adică la turnee. Eu sunt turmenegerul. Ducea acolo că... cu el la toate turneele și cu el în tribună. Uh, greu! <laughs> Tu ai fi dat mai bine, a? Nu, e, nu. Nu, nu Greu așa, de ca, sens. nu, nu, mă bate, eu nu rezist, mai mult de 5 minute, nu rezist. Că nu rezist, că n-am, dar bate oameni care fac, care joacă tenis de vârta mea, îi bate. Uite, eu tocmai de-aia cred că Andrei va reuși și, știi de ce? Că nu, nu va reuși, întoar, nu va reuși nici el cum? și nici altcineva, pentru că nu avem sistemul. Cătăline, crede-mă, că sistemul Îți spun este ce la un se întâmplă dar... afară, știi cum e afară, la nivelul lor te duci de la o academie în Miami, de exemplu. Am un prieten care are, și îl știm și noi, dar nu să spunem, da. că e și prietenul tău. Și are un copil, unul dintre copii, care joacă la 14 și la 16 ani. Și odată pe an, luna august, sau o lună pe an, îl duce la Miami. Și mi-a zis și el, păi dănuțe, nu avem nicio șansă. Ăia fac antrenamente cu trei antrenori separat. Un antrenor de servă, un antrenor de tehnică, un antrenor, nu știu ce, preparator fizic, nutriționist, nu știu ce. Totul este atât de bine pus la punct, cum de altfel se întâmplă și pe fotbal da, uite mental. că au reușit încât, oamenii cu tenisul la tenisul, modul... pe lângă Simona și uh, Buzărnescu și... Uh, ok, da, ok. Nu? Reușesc la fete, reușesc. Hănescu, zim, și zim, mulți... Zim și... la băieți de când n-a mai dat cineva lovitura, să fie number one. Bine. Number one, ok, dar ești să acolo. Să fie number... Five. Pe number one la bărbați de la Iliana Stase, primul număr ATP, n-a mai fost nimeni. N-a mai, mai fost nimeni. A mai fost uh, Andrei Pavel, cred, numărul 12. Da. Cel mai sus. Da, e important. Deci, în 30 care... de ani, sau în, nu, 48 de ani să fie unul singur. A, ah, ok, dacă intri în primele 100 la bărbați, 4 milioane. Eu îi doresc lui Andrei să... Uh, Doamne ajută, eu sunt, care, s eu, sunt primul, care, s-a problema de sănătate? Dar. Da, da, nu e problemă, da. Astea sunt, repet, sunt pe niște valori care rămân constante și sunt pe moștenire. Adică mm. nu e. Nu ce. trebuie să... să facă mereu sport, adică trebuie să aibă mereu. Uh, nu să că faci trebuie. Activitate. Acum face pentru că îi place mm. foarte mult. Nu. Și eu trebuie să fac sport la bolile mele. Oricine. E bine să faci sport. Deci, bolile mele. Boala mea, mă rog. Hipertensiunea, mă rog. La, dar tu la un moment dat ai avut atac cerebral. Da. Cum s-a întâmplat asta? -as în avion, la o aterizare la... În, în Italia. Nu știu dacă a avut legătură cu. Aterizarea sau așa a fost să fie. Da, venea după o perioadă stresantă, se întâmplase ceva. Știi că la un moment nu, dat. Nu. Câți ani avea atunci? Păi ce? S-a întâmplat acum 3 ani. Deci 40, 45. 45 de ani. Da, ce mai genul? 3 ani, 4 ani. 2 ani atac cerebral, știi. Uh, atac cerebral ischemic tranzitoriu. Faptul că nu s-a. n-a rămas instalat. M-am deschis așa, ziar și am văzut și. m-am Da, -am adică, speriat, un sfer de, adică un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. În avion. Nu, după în avion am început, pardon, de la brânzică. Cu face, cu face, <laughs> Până povestește asta cu atacul cerebral, stai un pic că ciucă îmi face semnă să comandăm. Gata, Ciucă, pe? Pe Bringo. Pe Bringo. Așa. Comandăm pe Bringo 90 de minute. Oamenii ăștia ți-au adus tot ceea ce vrei Știu. de la Carrefour. Da. Ai Bringo? Am. da. serios? Am. Foarte mișto. Adică stai de vorbă, stai cu copilul, stai cu familia și poți să comanzi prin Bringo. Avem o listă pe care o avem acolo cu fructe, legume. Vrei să-ți ceva? Nu, frate. sunt Vrei, okay. roșii, ca să ceva, deci mai broccoli. Stăm, mai stăm 90 de minute. Mai stăm, mai stăm. Noi oricum mai stăm aici 20 de minute. Așadar, vă lăsăm și vă aplicația aici. Puteți să o folosiți cu cea mai mare încredere. Puteți să stați cu prietenii la un pahar și în 90 de minute vă vine fără nicio problemă băiatul cu cumpărăturile. Să ne mai aduci, domnul Țibul, că când poți. Uite aici, cu, la un ceai... Noi avem bringul că... la noi. noi avem la noi. E aici, Red Bowler-ul ăsta. Bă, e senzațional, dar e senzațional. Știi de ce? Că îl face el cu ghimbiri și cu tot felul de povești. Da. Zim, zim povestea asta. Da. Uh, că mi se pare... Puseul l-am făcut în avion. La aterizare. Nu vreau să vorbesc foarte mult pentru că am impresia că mi-l pot induce și atunci mă Ai chestia să... asta? Ești ipohondru? Te gândești? Nu că-s a... ipohondru. Intri în niște... Mi-aduc aminte de Spai aia de moarte, când nu cred că a trăit-o foarte multă lume. Când aștept să vezi dacă îți bagi pastila sub limbă și vezi dacă are efect pastila sau are nu efect poți, atât de, de departe ajunge și cu un și cu tot? Deci erai în avion, păi te-ai da, da la, ajuns la 200 și ceva puls. Deci uh, ce uh, în vacanță. Da, plecam într-un weekend la niște fiind ai mei pe care i-am în Italia. Și? Uh, și la aterizare am simțit, bă, am zis, bă, că bă, mi-e rău. Și știu exact când mi se face rău, pentru că nu mai văd bine în clipocești așa, ca și când m-aș fi uitat în soare și apoi încep să văd verde, albastru, roșu. Și zic, bă, iar repede ceva, am captat și îl bag sub limba, știi? Uh, da, tu te cunoșteai cu istoric? Da, însă... pe, eu sunt de la 24 de ani hipertensiv. Am mai avut puseie de genul ăsta și niciodată nu vin în momentul în care ai vreo enervare, vreun stres. Ele vin pe, pe, fond de relaxare, de compensare, să faci atunci când ești liniștit. Majoritatea puseilor le-am făcut în weekend, de exemplu. Mm. Sâmbătă, după. Adică când că... te ducea adrenalina aia și te da, ai zici că ești ok și atunci, buf, te bușești. Și? Uh, și am crezut că e unde ăsta. Mă rog, am fost la punctul sanitar, eram în Ancona și în aeroport destul de nefericit. Ei au zis, ia dune captoprin sau ce aveau ei variată. Păi zic, am luat. Mi-au mai dat, i-am mai luat unul, tot rău era. Și, mă rog, ne așteptau finii noștri și zic, hai la, hai la spital. Dar a început să-i să simți că paralizezi pe partea asta? Nu, 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 Hai la spital. Hai să mergem, zic, na, să facă o ecundă un EKG și să vedem cum dracu stau. Și pe -o drum stăteam, mă uitam așa pe geam, parcă mai revenisem, știi? Zic, bă, să mă, unde o fi tre, Mă gândeam așa, zic, telefonul meu unde e? Și eu eram cu telefonul în mână. Și nu simțeam că am telefonul în mână. Și că mă uit, aveam telefonul în mână. Mă, și m-am mutat la Monica. Și zic, bă, mi rău. și am început vorbesc așa. Vorbeam cu gura într-o parte, știi? Mă rog, e așa de seama? Ce? Să dai seama. Când vezi pe unul că e normal și îi cade gura într-o parte, dai seama că e nasul. Uh, am ajuns la spital, pe ăla ți-am zis, te sunt de nefericit spitalul, ce că e autogara militar și luați un bond de ordine, zic, domnule, eu sunt cam paliu așa. Da, vezi, numărul 400 că. și la ce număr ați La 310 și pf, am, de te la... te rând, tu ce ai? Mi-am scântit mâna, tu ce ai? Cancer generalizat, tu ce ai? A, B, C, nu contează. La rând. Nu, nu era niciun fel de urgență. Adică la camera de urgență eram la rând și lângă camera de urgență era morga. Doamne, zic, nu pot să stau aici, să mor, gata, lăsați-mă în pace. Început, mi am mi-am, după un sfert de oră așa, am început să-mi revin, am simțit așa, ce, ca o amorțeală, mi-a revenit. Am sunat pe Băjenaru, Dumnezeu să ierte, un profesor Băjenaru, cel mai bun neurolog al nostru, care între timp s-a curățat în COVID, în pandemie. Cred că una dintre cele mai mari pierderi pentru medicina asta, a noastră, care și așa, nu, la nivel de specialiști e bună, dar la nivel de, uh, mă rog, instituții suntem băi de capul nostru. I-am explicat, mi-a zis să încearcă să nu mai vii cu avionul, nu? până așa fel încât să stai liniștit tot weekendul ăsta, nici măcar nu mai căra bagajul. Și vin luni să facem investigații. Nu aveam ce dracu să mă întorc, tot cu avionul, ce-o fi, -o fi Singura oară când am ratat și aterizarea la întoarcere. Deci, nu, weekendul ăla a fost ceva, nu, nu băi, pot să cred, dar da. am prins o vigilie de aia de o jumătate oră Sii? în București. Toate aeronavele erau relocate la Sofia. Stai, stai un pic. Mai... atunci la spital, ce-mi zice asta? La spital. A, la spital am plecat. Na, A, -ai mai nu, nu, am, văzut am, 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 că te simți un pic mai -am bine? Zis, și... Le-am zis, le zis s-a părut că e un pic mai... Mai bine? Mai gravă treaba decât ce ah. avea oia monturi și mai știu eu ce dracu, unghii strâmbe. <laughs> și aici, au chemat pe unul, mi-au făcut un EKG, dar EKG-ul arăta bine, că nu la inimă e problema. Problema e aici, când face AVC. Poate să-ți plănească vas de sânge. Inima era în regulă. Că nu ești deci, în regulă, chemăm un neurolog. Aici trebuie să așteptați la rând, că neurologul pare și el. Bine, ok. Aveam eu cel mai bun neurolog din lumea asta, adică era domn profesor, dar... Mă rog. Ai stat liniștit weekend-ul ăla? liniștit weekend-ul ăla, m-am întors cu avionul, am ratat aterizarea. și ăsta cu ratatul Da, mă, era o furtună mâncată, ratat, și toate avioanele erau, te-am zis, relocate la Sofia. Și ăsta era Wizer, pentru că pe vremea aia, și cred că nici acum nu mai zboară, nici al Italia, nu știu dacă zboară Taromul în Italia, habar nu? Zboară, zboară. Da? puține curse. Sunt numai ăștia, Blue, Air, și Wizer, știi? Uh, și ce a fi în low cost, încearcă să-l aducă acasă, că n-au bani să se ducă pe la dracu cu cărți, până la bulgari, să plătească taxe de operare de aeroport. Și ăsta s-a chinuit, s-a să aterizeze. Și făceam, uite, așa, exact ca pe YouTube. Și când a venit, n-a reușit să-l pună. Și am luat-o în sus. Revenind la problema mea, am fost luni, mi-a făcut uh, uh, CT-ul, computer de topograf, și, într-adevăr, mi-a arătat. Tu uite, așa, așa, aici a fost. Din fericire, istoricul meu de hipertensiv m-a ajutat, vasele mele sunt pregătite. Pentru un om normal, a zis un om normal care ar fi avut acest puseu, ce da, adică îi pleznea vasul de sânge. Adică ori, cu... ori rămâneai paralizat, ori mureai în funcție de hemoragia pe care o provoca ruptura. Mm. Dar eu fiind hipertensiv de la 24 de ani, e ca o instalație care suportă presiune, știi? Dar tu hipertensiv de la 24 de ani din, din, cauza meseriei? Sau nu, no, că nu. No. Tot așa mea a murit de accident vascular, mama a făcut, după 28 de ani, ea a făcut și ea un accident vascular și a avut o semipareză. atunci ai gândit semipareză. că se poate întâmpla orice? Uh, da, atunci m-am gândit că mi se poate întâmpla asta, nu orice. Adică e clar că șansele să mor de așa ceva sunt mai mari decât să mor călcat de călcată mașină. Nu știu, abarnă. Și ăla a fost momentul când spuneai tu că îți vedeai moartea cu ochii? Uh, ăla e un moment nasol, da. Ăla e un moment nasol. Alea e un moment nasol, pentru că știi exact că poate urma sau că nu mai poate urma nimic. Și aștept să vezi, mai ales în felul în care eram eu atunci. N-aveam decât un amur de captopril pe care să-l bag sub limbă, care ăsta are și el puteri limitate. Da. n Aveam o folie de aia, nu poți să bași toată folia. Mori drogat de captopril. De uh, și e cam nasol. Și da, ți-a zis rog. după aia că ai avut atacul ăsta? Da, mi-a zis că este și în ce În linia... N-am făcut nimic. Am în, înrăit și mai mult. Am înăsprit tratamentul. Și de-aia ajung să iau șapte pastile pe zi. Acum a, și asta da. o să faci toată viața? Păi da, e permanent. Dacă nu o să mai trec până așa, mai bag da. că una, da. și încă una și Știi că, că te-ai da. că toată părerea asta da. e de la stres, de la Băi, program, da. de la... Ajută stresul, dacă mă permis să folosesc un termen pozitiv ajută stresul la așa ceva. Adică stresul potențează. Din fericire, domnul profesor Bojinaru era un tip absolut minunat și uh, nu era genul de doctor care să spună, schimbă meseria. -mi Dar mi-a zis, zice, domne, eu înțeleg. Și medicina, ăsta este rostul ei, să-ți găsească uh, soluții și salvări în stilul tău de viață. Dar la un moment dat gândiți-vă să schimbați cumva. De da. zice, e cel mai simplu pentru doctor să zică, schimbă stilul de viață. Ok, bine. O plajă în Maldive cred că n-ar mai fi făcut adică dacă stau vreo 10 ani pe acolo s-ar putea să nu mai am stres. Uh, și, repet, un doctor care vrea să scapă de tine spune da, domnule, schimbă stilul de viață, că nu, trebuie să găsești soluții să te țină pe linia de plutire și pe două picioare în stilul tău de viață, că ăsta e stilul de viață, Po pot să mă plâng, sunt alții... Asta a, a fost mese. cel mai dur moment, așa? Da, da, de departe. Da. Când, efectiv, s-a panicat toată lumea. Pe ceva mai că... aproape, nu m-a dus nimic mai aproape de moarte, și nu cred că un moment mai dur, de mai dur decât apropierea morții poate exista. Nu mi-e frică, mi-e frică. Am două. Ăla când te gândești două, că... două, două persoane la care mă raportez. Una este bunica mea, Dumnezeu să odinească, care s-a dus atât de liniștită ea fiind soție de preot. Mm -hmm. Și era atât de credincioasă încât îmi spunea întotdeauna nu avem de ce să ne fie frică. Acum, na. În măsură ce știința evoluează, mai citești tu o carte, mai dai seama că parcă nu se mai potrivesc multe lucruri din Biblie, așa cum le știi tu și încerci să ți le uh, induci, știi? Parcă totuși chiar așa să fi fost, adică așa să... Încep să spui întrebări, bă, așa... Nu vreau să vorbesc cu păcat. Uh, mult mai realistă mi se pare uh, abordarea unui prieten al meu. Ți-a zis că am două, două persoane la care mă gândesc când Chirurg, mă gândesc la treaba așa. asta. Nu, nu, un prieten care din păcate nu m-a mai întâlnit de mult, s-a mutat la Sibiu, Gabi Dogaru care spunea, bă, dacă o urma ceva, o să vedem ce urmează și așteptăm cu bucurie. Dacă nu urmează nimic, nu știm și aia, e. nu mai știi. Și mai zicea Nechita nu? vom muri și vom vedea. Dar tu ești un tip credincios, de altfel. În măsura în adică care... Adică dintr-o familie da, care... Da, exact, exact, exact. Cu preot în familie și crescut în felul acesta, mai degrabă credincios decât necredincios, chiar dacă am făcut un show păcătos. Tine? De asta adică, adică... Trecând, asta peste, era toate... Păcătos, nu, din trecând privința peste toate lucrurile astea, ești un tip da. cu credință în Dumnezeu. Cred în ceva. Cred în ceva. Cred într-o forță. Mm -hmm. Cred că așa... Uite, vezi, mie, cum îți povesteai tu de povestea asta cu Nikita, am mai spus aici la podcast, mi-a plăcut foarte mult de Octavian Palăr, care la un moment dat, în, într-o carte asta, autoportret într-o glindă spartă, spunea că le recomandă tinerilor, el fiind considerat un ateu toată viața, da. să creadă în Dumnezeu. Că atunci când ești singur, ai cu cine să vorbești. Asta cu să-i cere ajutorul. Asta spun, știi? asta spun. Cred că ai... omenirea are nevoie și faptul că, mă rog, religia a înțeles sau cei slujitori vremelnici de pe pământ ai lui Dumnezeu, am înțeles că pot mișca mase cu treaba asta, e altă poveste. Dar omenirea, omul, pe persoană fizică, are nevoie de un, de un reper de genul ăsta, pentru că ar fi haos pe planetă. Mergi la biserică? Că bisericile, că, repet, slujitorii lor folosesc și manipulează mase de da, mii de, mi de ani, Uh, nu, eu nu vorbesc la nivel mic, vorbesc la nivel macro. Asta este o altă problemă și să fie păcatul lor, dar omenirea are nevoie de uh, o spaimă. Uh, deși nu așa trebuie privit religia, știi? Că uh, zici, mamă, te vede Dumnezeu, păi, Dumnezeu e bun, nu trebuie să ne, iert, să ne ierte. Adică, cum mă pedepsește Dumnezeu? Cum să mă pedepsească Dumnezeu? El trebuie să mă ierte pe mine, el trebuie să mă înțeleagă. Știi, cumva, nu așa trebuie văzută religia ca pe un bau-bau. Mamă, dacă facă la mă pedepsește Dumnezeu. Pentru că tocmai asta spune religia, că Dumnezeu nu te pedepsește. Dumnezeu iertă. te iartă și țiartă păcate. Mergi la biserică? Uh, nu mai merg. Mi-ar fi plăcut. Dacă nici nu mai merg, de ce? Uh, pe mergeam când eram mic, mă duceam să trec pe o masă cu flori, știi cum era pe, da, da. pe vremuri, de, la Merg la înviere, de exemplu. Uh, dar parcă atunci dar a fost un moment mergeam, mergeam care mai te -a făcut des. să nu te mai duci? A, ah, nu, domnule nu, nu, n-am nimic cu ea, nu, asta, asta încercam să spun, că aș vrea și mi-ar plăcea să găsesc un loc, un preot, un duhovnic, abar n-am, dar mai aproape de casă, că de obicei duminica dimineața sunt beat, <laughs> sau sunt mamur după beție, unde să mă duc în fiecare duminică și să ascult genul acela de predici pe care le vezi în filmele americane. Și există locuri în București. Aveam un prieten cu care am fost de vreo două ori acum mulți, mulți ani. Venisem eu în București, cred că era în 96, nu? care se ducea la o biserică, la un, la un preot care avea un soi de, cred că chiar așa se numește, predică. Bă, te liniștea. Spunea, vorbea că așa... că era și după, Da, și da, niște. după slujba aia clasică, pentru că presupun că are niște pagini pe care le citești în acolo. Ce e Duminică. Trebuie să știm de duminică. Toc, 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 toc Vineri. Ce e? Avea un discurs liber. Uh, și ăla plăcea știți. Adică m-am simțit foarte liniștit, am fost de vreo două, trei ori și zic, bă, uite, măsura în care o să pot, o să vin, să ascult, Pilda. să stau așa, să, să, ascult, da. Vorbea liniștit. Ce spune el atunci despre o mulțime de lucruri? Dacă aș găsi așa un loc, m-aș duce. Chiar m-aș duce. Cred adică, că... poate trebuie să-l și cauți. Sau... Da, auzi de la prieteni, de la... să mă apuc să bat acum toate bisericile. Găsesc... la găsesc de doamna de la, la, la... la ASE care zice că cu... <laughs> o hărțuiește priodul. Adică cine știe ce, ce dracu, doamne, iartă-mă, subiecte găsesc. <gătări> Uite, am niște întrebări care sunt pe repede înainte, așa, da. pentru că noi filmăm în timpul săptămânii, când tu trebuie să te și duci da. la show, trebuie să fii și la emisiunea. Ar trebui, da. da. A, nu obligator. e obligatoriu. Eu nu mai sunt pantelau. <gătări> ai lipsit vreodată? Ți s-a întâmplat vreodată să ne ajungi la emisiune? mi s-a întâmplat, am fost extrem de riguros din punctul ăsta de vedere. Vreau să, și... să la că am vorbit că ne întâlnim la ora 6 după amiază, a fost 6 punct când ai venit. Ești punctual de felul tău? îmi place să fiu punctual. Da? Da, da. Îmi place să fiu om de cuvânt. Asta am învățat de la tata. Bă, dacă promiți ceva, ține-te de promisiune. aia. Ai apucat să promiți? Ba, nu mai, nu mai, da cotită. Și n-am dat o cotită de prea multe ori în viață tea am uitat ce m întrebat. De, emisiune, dacă, A, dacă am lipsit, Dacă am lipsit, am lipsit de două ori în vreo 26, de 25 de sezoane, sau cât, s-a până la momentul ăla, în care am pierdut un avion în Chicago. eu mă întorceam întotdeauna în buză, vreau să profit de ultima zi, până la ultima zi de vacanță, știi? Șase ani, șapte ani la rând am făcut vacanțe în America. Te-ai luat Nu, hai mă, ce dracu, suntem oameni. Nu, le-am spus, bă, uite, m-am blocat în, de două ori. O dată în Chicago, pentru că n-am mai pornit avioneta aia. Dracu' să Și o dată în Amsterdam, era ceață. <coughs> n-am putut să ajung în seara Apoi am lipsit când m-am dus la Untold, pentru Când le-am zis, bă, nu mai suntem pe <laughs> <laughs> Nu, glumesc. E mai permisiv și suntem mulți. Adică era Cătălin, era Paula. Da. Și zic, care-i rostul să avem trei prezentatori? sau, mă rog, trei coprezentatori, că eu îi consider la fel pe toți, dacă nu ne putem ajuta în situații date. Vreau să am, am tot, mai ales că uh, îmi luasem biletele cu un an înainte, uh, ediția s-a ținut și nu mai exista nicio soluție. Adică ori pierdeai toată povestea, toată povestea nu se mai puteau uh, Renoi. Da, cum se numește. Mă rog, să le muți da, mult nou pe... De pe anul următor, știi? Reprogramat. Da. Și au înțeles oamenii, da. Nu suntem... E, e mișto la, la tine, permisivă. Și Cătărin, uite, Cătărin, acum o săptămână lipsește în Maldive. Mi se pare foarte mișto chestia asta. Tot eu m-am tras de ei, crede-mă, că nu se întâmplă așa. Și nu s-a da. întâmplat. Repet, 20 și ceva de sezoane am fost seară de seară de seară de seară, dar nu exista. Nu a existat. eu te invidiam la un moment dat că terminai joia și puteai să pleci joi seara și să ai un weekend de la prelungire. E adevărat. E adevărat. Mai erau și, și eu, eu mă invidiez acum. Exact. mă invidiez pe, îl invidiez Pentru <laughs> la da, da, da. că acum s-a schimbat un pic și programul. Da, da, zic, da, că mai am și vine. Da, vinerea e cam nasul. Bun. Seara, da, mă rog. Da, ai avut vreo experiență așa? De ce asta... asta? Zic cu întrebările alea, mai Nu, de... mai stai că ajungem imediat și la întrebările Dar vreo amendă să ție, că mereu auzeam poveștile astea, cu amenzi, cu tot felul A, de lucruri. Amendă la CNA, de... aia, dar nu din nu, cauza Nu de la mea. acolo, intern, la voi. Nu. No, niciodată. Legende. No, nu, mă, nu, doamne ferește. Dar la... eu nu cred că e cineva dintre noi care La Rebelion ai aici. fost anul asta? Te-ai invitat negru? Eu nu mă duc niciodată la Rebelion. Păi de ce? Păi nu mă duc. Păi de ce? Dar nu mă duc la Rebelionele Postului. Nu mă duc la... la... Postului, de asta zic. Nu, ale la petrecerile Postului. De ce? Mai sălbatic ești? Nu, frate, dar ce trec să fac? Care e cel mai bun prieten al tău dintre oamenii pe care lumea poate să-i cunoască <coughs> și de la Antena 1? E, am mulți prieteni. Dar da, unul vizibil, așa, adică dintre prezentator. Mircea, Mircea Badea. Cu Mircea Badea? Dar nu numai el. Cu toți, Simona. Cu Sisi sunt prieteni de viață. Știu Simona că a, fost, fost rivala ta, știu da, 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 da. Da, super fată. Mulți, iar mă pui și mă înjură alții. Cam cu toți. Na. Dar Hai. cu Sisi am fost în vacanțe, dacă e să intrăm în plan chiar personal. Cu mămica Simona, că acum mai da, e Da, da, am fost la finala Simonei Halep atunci când a pierdut-o cu Ciarapova. Aventură totală ce a fost asta. Aventură totală. De ce? Ce vorbești, mă? Băi, bă, ne mai trebuie un podcast, să ți-o zic pe aia. Deci, acolo, la tenis de și la turnee da. mari, ori ei la ghici, băi, iau la finală. Și știu eu sigur că ajunge Halep în finală și ai șanse să nu ajungă Și să te duci să vezi o când de alea. Mi-a zis fimii mai devreme, cu chinezoică, cu dracu să le... Ia. Știi? Și atunci, ca să nu riști treaba asta, trebuie să stai până ultima clipă. Și meciurile sunt în două, în două zile. Simona avea meciul sâmbătă, că duminică, adică finala s-a calificat joi pentru sâmbătă. Finala de băieți fiind duminică. Și a jucat și joi seară. Și o bate pe aia în semifinale cu cine dracu fi jucat habar, Și ajunge prima e finală de Grand Slam, îți dai seama. Mă sună Sisi. Băi, capi, haide să mergem la finală, nu știu ce, Păi, unde dracu să mergem când e sâmbătă, zic, e joi seară, ești nebun la cap. Nu, că mă ocup eu de bilete, tu ocupă-te de... Că știe că eu am, am, o fată cu o agenție, lucrez de 30 de ani cu Vorbește tu cu Ana la agenție să ne ia tot, nu știu ce, și bă, mă ocup eu de, de bilete. Băi, Sisi, e greu, mă, mă, că unde e tu bilete? Nu, că sunt site-uri, mama, mama. Bine, mă, hai. Site-uri, deja gata, s-a aprins. Da, păi n de unde să le iei, tu le iei online, na. Mamă, să mor. O sunt mi anul, băi, te rog eu mult de tot, fără nu. Nu era asta problema, cazări în Paris, adică... Ne-a luat, ne am luat și avioane, de -a, după o zi pe alta, a doua zi trebuia să plecăm. Vineri, știi? Sau cum am plecat? Nu, vineri avea emisiunea, plecam vineri seară. După emisiune. Am luat ce am luat, ajungem sâmbătă dimineața. Ne trezeam, era finala. Mă sună ea pe... pe În telefonul din cameră. Băi, ce faci? Ce dracu să faci? Mă pregătesc. Băi, e groasă. Ce e groasă, mă, Sisi, să-mi nebunesc eu? N-avem bilete. Cum nu avem bilete? Tu te uiți la ceas, finala e la 3, era 11. M-au sunat ea că-și cer scuze de la site. Bă, da, site-uri mari, adică nu-ți închipui că cacamaca.ro oamenii și-au cerut scuze pentru că cererea a fost uriașă de bilete într-o unitate scurtă de, de timp, timp. Și... nu erau singurii și nu li s-a upgradat nu li s-a baza, de date, da. baza Și au vândut niște bilete pe care apucaseră să le, vin, să le vândă alții după alt site cu două minute înainte, cu cinci minute și lor nu le-a în, în baza de date. Și când le-a s-a făcut refresh, le-au apărut că s-au dat la alții. Și au cerut scuze, ne-au dat bani înapoi. Mă zic, în banii lor, ești nebun la cap. Ce facem noi, ești nebun. la Paris. Am la Paris, vedem la televizor, ești nebună. N-ai pe cineva, ia care știa că eu mă dă scurt pe totul. Cine a transmis în ala aia? Pro TV, parcă nu? Pro a transmis. Pro, pro, parcă. Nu, Antena 3 a transmis. Antena 3? Da. De asta știu că era... Antena 3 a transmis. Dar nu, asta era căcat, Antena 3 a transmis-o, dar afară. Blocuri Antena 3 n-avea. Era colegul. Da, aveau ce, na, bine, era Maria acum. asta și Maria. Normal că am sunat pe toată lumea. Nu avem frate, erau pe afară toți. Păi, de capul meu, zic, bă, ce facem, ce facem? Eu am doi prieteni milionari, pasionați, pasionați. Deci când zic pasionați, oamenii se duc din Australia până la US Open, până la fiecare turneu și bă, tot turneu. Și sunt, bă, Florine, să mor, era acolo. Băi, nene, zic, uite, așa, 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 așa. Și bă, de unde luăm și noi niște bilete? Bă, zice, dacă nu ne rezolvă Mircea, nu ne rezolvă nimeni, frățioane. Deci eu am un singur om. Dacă te rezolvă, bine. Dacă nu, nu. ce el sun. Sună-l, frățioare. Mă sună ăsta, zice, bă, are. Bă, zic că ești tâmpit. Da. Are, bă, băiatule. Ți le dă și la jumătate preț. Și cum să mi de la jumătate preț? Da, pentru că sunt 3.000 biletul. Ți le dă la 1.500. <laughs> mamă, să moră. mă uit la Monica, bă, zic, trebuie de dăm 3.000 noi. Eu sunt pe, o sunt pe Sisi, Sisi si cu Răzvană, îți dai seama. Băi, si, Sisi, zic, am făcut rost de bilet mâncațe. Business. 3.000. 3.000. Asta e. Vrei, nu vrei. Joacă cu asta. Mare, mică. Negru, roșu. Bă, hai să o facem. Hai să o facem. Două morții ei, pură. Nu sunt pe ăsta. Gata, mă. Bine, mă, îți dau numărul. Sunt în partea mea. Bine. Alături domnul Mircea? Ce pe și acum să mor. Da, zic, din partea lui Florin. Da, înțeleg că aveți -i. A ce bilete am, cu accommodation, în, în asta, arene la cost, în graden arene da, la da. cost, cu tot ce vedeți, că înainte vă duceți la masă, restaurant cu trei de stele, zice că nu era chiar așa rău, trei stele mișleni, bă, cu cadouri, cu, stai să vezi, gata domne, veniți cu banii numărați, adresa e rude, morți la tavă, pompă dur, pula mea, bateți de trei ori, pauză și dă două ori în geam. Îmi dați repede banii, vă dau repede biletele. Dom'le, dar ce Cocaină? <laughs> ce treacă? Nu că pe mine mă urmărește de mult poliția. Mă urmărește poliția de mult. Bă, omul avea ă, avea bilete, omul șmecher rău de tot, cu Federația Franceză de Tenis. Deci Mircea. Mircea asta. Intrați e mafia biletelor de la... Bă, omul vede la vreo 60 ceva, dar în 70. Nu e mafia. El primea invitații și le vindea. Da. Primea și el câteva bilete ă, VIP. Uh -huh. 0 franci scria pe ele. Gata. Banii, biletele, ne-am uitat, bani. Gata, stai eu. Ce vă că vă așteaptă și cu masa. Gata, frate. Mamă, intrăm acolo în, cum se numește, complex, mă rog. Ne ducem mă, și la intrare, da, nu, o, 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 poftiți, nu știu ce pur Ne duc la restaurantul, care era de fapt un cort, dar unde, într-adevăr, erau ăștia cu trei stele Michelin cu meniu de la prestabilit, vinuri, cu nenumă, circul. Oftiți cadou, pu, pălărie, nu știu ce, unde? Acum noi cu cadou, cu deci, chereaua, cu pălărie de la Roland Garros, cu toate alea, cu pungă, cu nu știu ce, la intrare, la aia. O gagică, măcar. un Bună ziua, bună ziua. Da. Arată Dă-mi partea cui. Da, pula. Dă-mi partea cui. Mircea. Cum să zic Mircea, că cine pune mea știa pe Mircea. Mamă, mă la Sisi, zic, tu știi franceza, să moară mama, eu nu mai știa nimic oricum. Din partea cui suntem? Păi, din partea cui? Zici tu, Ilie Năstase. În partea domnului Ilie Năstase, că eu, fusesc cu Ilie Năstase la Paris, o mă era zeu, da, da, exact. Din partea domnului Ilie Năstase. O, oh, mister Năstase, pune. nu e. să moară mama. Cum nu e, doamnă? Nu e. Am luat cadourile. cu, 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 asta. Băi, Dă la bă, săranul cu gâtul rău de traită să-mi Cu traita ne întoarcem cu spate. Hai să mergem, ne mai zis bancă. Mă, să moară mama, n-are cum să nu fie. Ce pune ne dată asta? Și bă, cum stăm ca și să moară, mă, s-a îndat șase mii și nu ne lasă nici la intrări. Intram acolo pe stadion, dar nu intram să noi să mâncăm, să mai recuperăm de un pagă, bă, înțelegeți? Vă să nu. nu. Mircea. Mircea. Domnul Mircea, mă scuzați. Da, În, capăt, în partea cui suntem? <laughs> cum nu partea În partea Federației Franceze de Tenis. Așa, frate, zi așa. Mersi, ne întoarcem. Doamnă, în partea federației. A, da, avem masă, patru persoane în partea federației. Ne-au poftit, am mâncat, am băut, ne-am dus pe... De toți banii. De toți ne-am dus pe teren bani, în locuri fabuloase. Mă rog, pentru cei care au fost, știu care Altfel, e tribunare rene la costă. Altfel, din păcate, a pierdut. Da, dar altfel, n uh, stat acolo. Dar, da, ce Fabulos. Absolut fabulos. Uh, deci, uite, cu Simona am o prietenie... Ca să închidem o, o prietenie, și multe istorie O prietenie da, da, da. faină. Okay. Iatant, întrebările pe repede înainte erau în felul următor ca să ajungi și la show, invitatul pe care tu nu l-ai chemat niciodată. Și acuma... nu, nu l-aș chema? Da, nu l-ai chemat niciodată. Și acum nu zice, bă, nu există, că eu sunt prieten cu toți și toată chestia asta. Că ți-am zis că parcă te-ai apucat de budism, așa, ești împăciuitorul capatos. Un uh -huh. Unul pe care nu l-ai chemat niciodată. Nu, știi că n-ar veni sau nu l-ai chemat sau că nu l-ai chemat. John Orwell. din Chicago. Vrei să dau și adresa? <laughs> Ru... <laughs> Rupol. Ru <Paul laughs> păi da, mă, nu știu. pe Dar m-am gândit, nu, există să nu chem pe cineva niciodată. Mă, dar un invitat din străinătate pentru care ai plătit chiar bani din buzunar să-l ai la emisiune? Dave de la de Mode. ți-ar nu? Mm. Sau Bono de la YouTube. Perfect, cred că Bono e mai... <laughs> mm. Pentru mine e bun în mai accesibil, glumesc. Da, că, da, da. <laughs> da. exact, da, da. da. <laughs> uh fii atent, dacă ar trebui să-ți faci o relație falsă pentru faimă, cu ce vedetă ți-ai face-o? Și întrebările astea sunt de la generația TikTok, dacă pot să zic așa. Sunt oameni cu care lucrăm în echipă aici, care au 20 de ani și privesc altfel lucrurile, știi? Da, știu. Adică, a scris aici pentru domnul Dan Capatos, pentru nenea Dan Capatos. Dar ei trebuie să știe că eu am deja faimă. Ah, ce frumos! Păi nu, că nu e o aroganță, doamne ferește, dar ei sunt născuți în perioada în care ei sau nu erau născuți în perioada în care eu eram Dacă patru. avem din public uh, zi... Dacă vrei să... Dacă vrei să dacă... Nuanțezi, ar, nu, dacă stai cum, cum? A, dacă n-aș fi fost faimos. A, cum Madonna frate, aș fi coclit-o. Ce ai? Și da. <laughs> nebun la cap. Că de ce din România, dar nu Dar noastră. Da -noastră. Uh... Madonna de România. Madonna de România. <laughs> Cine se simte acum? Da, da, am aici revista, nu? da, nu, de Deși deci a sunat urât, asta vreau să spun, că nu am nevoie să fac o clip de astea, că din... Na, suntem te a dai o... cineva pe stradă să, să te strige altfel? Uh, nu. Ba da. Uh, M-au confundat cu bordea de vreo Da? Și au văzut că n-ai tatuaje. nu, da, așa, da, pun piață. Nu. Da, nu, sunt haioase în momentele astea. -ai Perfect. când ai avut prima ta iubită? La nu, no, 17 ani. Nu mai ce aminte cum o cheamă? A, prima, prima, prima a fost cu Corina, aveam patru ani. M-am pupat cu ea într-un într, -un, Iucuana, într, -un, în, clasa într -un în, în într -un cort făcut în curte. Patru, șase ani <gântări> și mi s-a purtat așa de cârbos. Pfff, ne pupam noi cu limba, Foarte, foarte. Foarte de, uh, aia de la 17 ani, ai zis. Uh, da, ceva așa. Cât de cât țire. Ai plâns din dragoste? Bă, nu mi aduc aminte. Poate. Ai surprins vreodată pe cineva făcând Bă. sex? Cum? să surprinzi pe cineva făcând sex vreodată? Uh, nu, era programat. <laughs> <laughs> am, intrat, am intrat cu voia lor. <laughs> Uh, momente care s-au prescris de-a lungul timpului. Uh, prezentatorul preferat? De la noi? Trebuie să zici, da. Din România, dar tu trebuie să zici de la Antena 1. Sau Antena Star. Sau nu, mie mi-a plăcut foarte mult Florin Călinescu. Și nu-ți mai place? Îmi place, dar așa, care cumva... La care mă uitam chiar că la... Te uitai la el când era la TV7 ABC după ce plecase de la Pro TV. Uh, cred că m-am după chestiunea -am uitat, zilei de la m-am uitat, că -am uitat. Nu fidel, cred că m-am uitat. eram telespectatorii fideli că m-am uitat, avea ceva cu gagică care întorcea niște da, 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 pe ecran. Mi-aduc da. că am venit așa odată la un show -ul. de ăsta de la șapte, a, de a de a 7 ABC la a a b -c, b -c, b -c, în boxer, știi? Da, nu, dacă e să spun Călinescu. Da, el ar fi. Dar repet, sunt prieten și cu toți ai mei, nu e problemă. Călinescu într adevăr a marcat într-un fel anume. Ai vreun film românesc preferat? da, filantropica și cel mai bine între pământe. Și bedeurile și nemuri miliardă. Da, filantropica. Dar, uh, cred că uh, pe palierul profunzimii cel mai bine între pământe. Și apoi filantropica pentru genialitatea cu care e scris. Da. Și BD-urile pentru faptul că ne înveselesc și acum, după 50 de ani. Filantropica. Uh, genial, nu? Cu mâna întinsă care nu spune... Dar toate, L-am revăzut acum vreo lună, este fabulos. Și mie, îmi place de multe ori să le revăd așa. Fabulos, fabulos. Uh, ce vrei să te faci când erai mic? Macarăgiu. Ai fost în vreo macara? Nu, și încă nu știu cum să ridică, să moară mama. N-ai urcat deloc? Uh, nu, dar tu știi cum să ridică ele? Nu, dar l-am văzut la un dat pe Smiley, făcut să cred că într-un vlog sau ceva. A, am o poză cu o, o, urcat în -o macara. Nu, m-am urcat doar la nivelul ăla. Aveam ce pietre de beton. Nu, dar să așa. te urci nu, la nu, 20 de metri înălțime. Nu în marcat, nu frică de înălțime? Nu mi-e frică, nu, dar zim -mi și mie cum, cum se ridică ele. Nu știu, au un lift sau merg pur și simplu pe scări? Mă nebunule, cum le ridică ei? Ce la, se ridică? Păi ele, cum le ridică odată cu blocul? Păi de asta, hidraulic, eu știu. Tu ai terminat la Politehnică. N-am terminat, n-auzi, că am, am abandonat-o. Până în anul 3 n-ai făcut nimic la TCM-ul ăla. <laughs> Câteva <-ca> <laughs> beții, niște partide de sex memorabile. <laughs> da. Care e cea mai memorabilă? Poți să vorbești. Monica e geloasă? Nu e geloasă. Poți să spui atunci? Nu. <laughs> Nu ți-aș face poftă și cred că mai e de <laughs> După aia nu mai scap de tine, trebuie să te blochezi. Da. Am, să spun cum să faci. Am înțeles. <laughs> uh, scoți manual? De curând? Manual? Uh, doar cu poze. <laughs> doar cu poze. <laughs> Pentru început. Uite, dai manual aici cu poze. Asta spun, am scos totul. bun. Uh, la școală ce materie preferată aveai? Nu uh, N-aveam. Nicio o materie preferată. Mancam pișa pe ea de școală. Adică la, la nivel de... De liceu, prefer, de, școală, de de asta. La liceu, de? în clasa nouă, n-am mai avut nicio carte, niciun caiet. Deci cum, dracu, ai ajuns să, nu să, Și, și jurnalist și în același nu. timp nu. asta, să iubești să citești atât de mult? Asta e altceva. Păi de asta deci că toate cărțile Citit și e nu suportam materiile alea mult. Dacă ar fi să le spui... Nu, îmi plăcea gramatica, de exemplu. O carte pe care să le recomand celor care se uită la podcastul nostru? Minciun pe canapea. Irvin Yalom este șeful uh, terapeuților în America. O carte absolut fabuloasă. Tu ai fost vreodată la terapeut? Nu. Niciodată? Dar mai duce să văd cum mine. Deci nu ai fost niciodată? Nu. Dar aș alege o terapeută și maxim absolventă de 2 ani. <laughs> să văd dacă face transferul cu mine. Ai zis că Monica nu e geloasă. Nu e, mă, nu vezi că vorbesc de toate inimile. te întreb asta. Tu ești gelos? <coughs> nu sunt. Nu. Ai fost vreodată crize de gelozie, așa? <coughs> Dar ți-a avut un moment în căsătoria asta, știi, 23 de ani de cum, până Acum, serios. La modul Pe... real, nu. Pentru că sunt momente Noi nu ne-am care... certat niciodată. niciodată Dacă niciodată? poți odată... să-ți nu. De ce? Lasă ea de la ea sau lași tu de la tine? Nu a fost... N-am ajuns în punctul în care ne certăm. A, poate odată, la începutul, de tot, în primul an, dar nu mai mi-a aduc aminte de la ce și nu știu cât a durat. Dar tu dar ești la care altă... lași de la tine sau ea lasă de la ea? Dar n-ajungem să lăsăm nimic. Zicem, dar n-ajungem cu urlete, cu dălea cu jigniri, cu niciodată, niciodată. Îi spui de asta iubesc? M chiar deloc. Nu cred. Nu. Da. Și dacă ei spune te iubești, ce zice? Nu are nimic. Ce, ai pățit ceva în mâini? S-a ceva? Sunt, sunt, crescut în... Știi, părinții noștri nu ne-au spus asta. Mm -hmm. Cel puțin mie. Și copilului tău? Da. Dar de nu de... atât de des pe cât mi-aș dori să o fac și parcă nu, tot așa, nu... Eriticența. de ce nu i-am da. De multe ori îmi zice el mie și zic și eu, și eu, mă, tati, ce ai? Uh... Da, tata nu m-a pupat niciodată. Asta ne că a fost un pieste. Pentru că așa erau vremurile. tată senzațional. Adică, ai mei sunt căsătoriți în 70, sunt în continuare împreună. Na? Dar, ă, știi, era aia, când era tu scenă să pupa unii la televizor, du-te și tu și ia sifonul la în bucătărie. <laughs> Până mai, știi? Și probabil că din cauza asta, adică nu, nu le fac un proces de intenție, doamne frește. Așa înțelegeau ei. Be, afecțiunea, dar... dar știi sau manifestarea afecțiuni. Dar lucrurile schimbându-se, Monica, -i, nu ai spus să nu-i spui te iubesc, nu? A eu i-ai fi spus până la început, dracu, știi, eu, cum, e fi așa întorsi, cum știți, îi fi întors fi întors eu. A, -a am, am vrut doar să zic că te iubesc. <laughs> acum las-o. La, la, las-o, chiar o să zic că ce ai putut, fac. Ai putut ceva pe la măruță. Mi-ai zis că ești la măruță, unde te-ai dus? <laughs> e care, nu mai poți să mai acum, dacă ai face ceva de nebun. Ai greșit ceva? Mă sparg de pune, -a, din aiurea, pur nevinovat. <laughs> e duș flori? E, e duplor, da. Da? Dar nu așa, de o cu... Da, de ziua da, aer. da, la, la ocazie, adică nu din senin. Știi? Da. Ai greșit vreodată așa față de ea, încât să-ți pare rău? Nu în atât de mult încât să mă faci tu să recunosc. <laughs> <laughs> nu ai mă văzut? simt atât de apăsat. Ai văzut că am -a trecut momentele. Deci apăsările n-au rămas. <laughs> uh, ai e mă? posibil să fi interpretat ea la, rând, la, la lungul vieții cine știe ce vreodată. Nu, dar nu, mă refer neapărat în sensul ăsta, ăsta păcătos, fost, mă refer da, dacă ai greșit vreodată nicio... față de ea cu ceva, nu știu. Habar Poate să nu-i că... fi acordat, acordat destul la atenție, habar n-am, de asta spun, că nu asta știu. Știu. e posibil să fi fost și eu să nu le fi conștientizat, dar faptul că noi ne-am certat în 24 de ani spune ceva. Nu? De ce îți place cel mai mult la ea? E foarte, ține cu casa, foarte familistă, foarte sufletistă, foarte implicată în tot. Te pupă, Monica. Să știi că Dani aici și îți spune pe Păi să podcast. Da, mă, nu mă forța să spun că nu e cazul. O să spun probabil, da. Dan, da. poți să te uiți în cameră? Acolo da, e Monica. Draga fă, fă, un pic părul așa, știi? Draga mea, te iubesc atât de mult încât în seara ta nu mai vin. <laughs> Îi se redau liber, libertate, cum redau Cum După 23 cum te, de ani. Cum te părăseau da. buni? Da. Ești prea bun pentru mine. Da, da. Da. Ești prea bun pentru mine. Da. da. Dacă ai juca, dacă ar juca într-un film, ce rol ți s-ar potrivi cel mai bine? Eu? Rolul negativ într-un film porn. De rol negativ. Să ai și vorbea. Ăla cu pula mică. <laughs> Asta era un banc, dar l-am luat eu asupra mea. S-a un... Uh, <laughs> zi bancul acum. Păi asta era. Mă, dau ăștia casting pentru rol negativ în film porno. Nu te duci, caută persoane cu pula mică. <laughs> Dar numai rol negativ într-un film. Da, măcar să ai vorbe. Da, corect. Mai să ai text. Uh, nu știu în ce rol. Mi-aș dori să joc în ceva. Așa, să văd cum e. Bagă una de la public. Așa, așa faci tu când vrei să-i când vrei să coclești pe câte unii. Pur telespectatorii să știe. Pula, e doar în pulă pe telespectatorii. Eu, vrei tu să știi. Nu vrei. Pur spectatorii nu e de am Și eu zic că am nu, număr, nu mai îl nu l-am mai băgat în priză computerul ăla de sezoni. sezoane Dar, Dar și la mine, așa și așa de aia curioși aia, sunt telespectatorii, n-ai văzut numărul. Nu, pe bune, nu? Sunt bă, pula, curioși tot. Da, tot bune? ce vreau eu să întreb, vor și să întrebe. <laughs> 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 asta înseamnă să te potrivești cu telespectatorul. Ai avut vreun dat în emisiune pe care l a invitat și te-a refuzat și n-a vrut să vină? Păi, ăla nu e invitat în emisiune. Păi nu, deci din nu l-am avut invitat în emisiune. nu, dar vede. ai vrut pe cineva și n-a vrut? Uh, da, e, normal. Pe cine? Uh, -zi, nu mai mi-aduc aminte. Nu, 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 e, că, că, că dacă n-a venit, ci, pot să-l coclesc. Ia -zi. Uh, ăsta, care a fost prieten cu Serghei. În perioada în care mai trăgeam de el. Zima. Uh, Zimă. Zimă, prietenul Serghei Bun, senatorul, deputat. Ah, Mădălin mă Voicu. Mădălin Voicu, mă voicu n-a vrut să vină? Nu. No. Păi probabil pentru că știa că... Că ce? Că sunteți prieteni, nu? Sau ei încă nu A, erau în... Nu, ave, nu mai țin minte când s-au certat ei. E posibil, da, uite, nu m-am gândit la asta. De unde, da, e mai sunt, de mai unde sunt. e povestea asta că oamenii, dacă vor să te caute pe Instagram sau pe Facebook, trebuie să caute Mielu Conară? Pot să caute și Dan Capatus. Și Dan Capatus, dar tot aia asta, Mielu Conară este, este adresa mea de mail pe care o am încă din perioada Playboy. Toți la Playboy aveam adrese erotice, ca să zic așa. Mielu Conară înseamnă pula în <laughs> Nu <laughs> puteam să zic pula aron email cum nu trimite nimeni. Da, dai da mesaj? Mielu... Da, un pula. Dar mielul Conar are și bifă, nu vei? Da, da, exact, asta zic. Încercam să-ți găsesc că, uite, Capatos face parte din generația gazetarilor fără Google. Citeam din comentarii. Mm. Comentariile cui? Din comentarii la postările tale. A, din comentariile okay. telespectatorilor, oameni. Uite, doamna Rodica zice, urât se folosește de imaginea unor persoane care le-a făcut rău. Uh, Crede-mă că știu ce scriu. Uh, din, de pe da, pagina ta da, de Facebook. Da, da, e... Facebook? Da. N-am Facebook. Păi cum mă, nu? Uite aici, e cu mielul conară. N-am Facebook. Facebook e Dan o perucă roșie. Și n-am postat nimic dinainte să apară Facebook. Păi da, uite, aici e la podcastul la care ai, ai fost invitat imediat acum. Uh, cum face Dănuț, se dă dinamoviz, băiat de oraș, dar el e de la țară ce ai de la oraș? Dar ploiești, e țară? Ți-a plăcut vreodată de una dintre asistentele tale? Era întrebarea uh, de la... Da, uh, uite, vezi, tocmai mai de aia de care mi-a plăcut cel mai mult, n -am aritrat. menționat. De cine? De Pamfile. Așa fată frumoasă. De Mădălina Panfile. Da. parcă. Mădălina, Mădălina, Pamfile. Mi-a plăcut de ea ca fată. Foarte mișto. Părăta bine tânără. Am și angajat -o avea 8, 18 ani, cred că -a mea. Uh... Și cu cruduța frumoasă și tânără. Da, știa. și cruduța și Bianca. Dar era așa, nou, nu, eu te Doniu, Dan e un colos al televiziunilor. Uite, vezi ce mesaje citesc eu? Jur. Acum fiecare cu lui. Exact. Bravo, <gântări> bravo, <gântări> bravo capată. Așa e, ai tot. Ține tot așa. Da, da. Uh, când erai mic, ți-aduce aminte de ce plângeai cel mai des? Nu știu, dacă ți-aduce aminte de ceva, de ce plângeai? <gântări> păi mă mai articula mama dacă luam patru... Perentingul pe zi, si, pe perentingul pe din da, perioada am aia. crescut cu bățul la care azi. Îți spunea, că ta, și ți-aduce care... aminte de vorba aia, lasă că o să ai și tu copilul tău și să vezi cum e. Acum, dar nu când mi-o zicea vorba, așa, da. mi-o zicea, pă, da, da, pe aștept să dea Dumnezeu să ai un copil la fel ca tine. Mi-aduc aminte și eu de vorba și asta, vorba. așa că hai noroc, și eu mi-aduc perfect aminte de vorba A, asta. Asta să vezi tu, mamă, când o să ai copilul tău, să-ți răspund așa. Da, din fericire eu nu aplic aceleași metode. Da, mi-am luat bătăi, mi-am luat bătăi. Ai fugit vreodată de acasă? Nu, n-am făcut în Nu am fumat, n-am fugit de acasă, nu m-am bătat, nu... Nimic? N A, și, n -am, te... am lăsat gravidă până și nu am făcut Iar cu sportul, la tine, Nada. Doar suporte. Natal. Doar, doar, nada, părere. doar, suporte. Cu Dinamo? Pe ce loc sunteți dinamo. acum? E, ok, doi. nu ne luăm din asta. Dacă îmi vârst clasamentul pe doi. Dar acum... pe doi când îmi pun ochii la invers. Dar acum mai pasionat de tenis. Da, mă, nu să mai pui pasiune în fotbalul de Românie e nebunie. Trebuie să fii nebun, adică dar ce să faci, știi cum e? Orice să schimbă în viață. Casa, mașina, nevasta, echipa de fotbal nu schimbă. Da, E ceva în care ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să te cunoască așa. Nu aș vrea să Sunt percepții de genul. vrea să nu mai cunoască de Nu, cred. Ai momente de la în care zici, bă, aș vrea să nu mai Nu, mă, mi se pare, nu, că nu glumesc. Mi se pare că sunt foarte expus. Adică, ce te deranjează? Nu mă deranjează nimic, dar cine mă cunoaște, mă cunoaște. După atâția ani, 15 ani, două ore pe zi, cred că nu poți să ascunzi prea multe. Și în astea două ore, de asta zic că sunt și percepții diferite. Și la tine da, și tot la ce mine, am vrut eu lumea. să se afle despre mine s-a aflat. Și ceva care poate nu s-a aflat despre păi tine, Asta zic cu toate tot, că ai fi vrut. Tot ce am, pe am Sau vrut. poate lumea a avut o altă percepție. Știi? Nu, adică... tot ce am vrut să se afle despre mine s-a aflat. Uh, zone de viață privată și de familie nu am vrut să le fac publice. Deci ce vor afla în momentul în care ce vor afla? Adică n-am nici vreo fandaxie să mă blochez. Nu vreau să se afle asta despre mine. Mm -hmm ce s-o afla, s-o afla. Dar, teoretic, eu sunt de ajuns de sincer încât să transmit oamenilor tot ce cred eu că au nevoie să știe despre mine. Mai departe, atâta timp când nici eu nu dau buzna în viețile nimănui. Adică și nu, nu... Și acum lumea nu... știe cum s-ar putea să zică pe bune, ești ipocrit, cum nu dai buzna în viețile oamenilor? Ce faceți la televiziune, la emisiune, păi, de fiecare dată adică când vine invitații, știi? Că ce mă stă cineva cu biciu să zică în spatele Lor? De asta zică. și eu mereu mi-am vorbat, cu bocanci în viața lor. Da, ei ne lasă. Pentru că ei vin. Păi da. Păi cine n-a vrut să vină m-a refuzat. E atât de simplu. Știi ce vreau să te întreb? Tu ești un tip fericit? Da. Și ce înseamnă fericirea asta? Știi că mulți oameni. Uh, zic, Bă, cum cum descrii fericirea? Să reușesc să rămân măcar în zona asta a sănătății în care sunt acum, să nu se degradeze și să am liniște în familie. Pentru mine e de ajuns. Și să ajung, pentru că nu sunt acolo, să nu am grija. Neapărat a zilei de mâine, adică, mă rog, să știi că indiferent ce s-a întâmplat în, în momentul în care ești sănătos, nu mai ai știi cum? nu mai ai vreo spaimă, că vine banca să-ți ia casa, că vine nu știu cine să... Ai așa, credite? Nu? Am credite, da, da. Pe care nu le-am închis deocamdată, dar în momentul în care ai relaxare pe toate planurile, cred că poți să atingi un strop de fericire. Fericirea totală știi că se spune că nu există. Mi-aduc aminte exact de poveștile astea înainte de pandemie, când auzeai pe toți că spuneau sănătate, știi, treceau așa neobservate saluturi, saluturile -am astea am pe lângă tine, de n-aveai da. nicio treabă. Acum când cineva spune sănătate, sau mai ales după ce treci printr-o problemă de sănătate, ești mult mai atent parcă la fiecare da, asta Da, asta spun, că m-am descoperit tot spunând din ce în ce mai des, hai sănătate, să fii sănătoși, decât ai salut frățioare. Suriorul. O fi și asta, da? Mă bucur sura. mult că ai venit la podcast. Și eu. Mersi că și... am apucat să-l facem până la urmă. Și... Dacă vorbim de ceva. Dacă timp. vorbim de când te-ai apucat. Vorbim de când m-am apucat, înainte ca să fii la ceilalți. Da. da ai înainte. fi fost primul. Da. Am Chiar ai fi fost primul, da? A, nu e vreo. N-ai ratat prea mult. Da. Dar promis că. Promis că o să fiu și ultim. Nu, nu vreau să vreau să că-l lași pe Andrei nu, să vină aici. Nu, n-am fost primul, dar că am fost ultimul. Da, vreau vreau să-l promis pe Andrei, că lași pe Andrei să vină aici. Dar cum să nu. Da când va avea 18 ani, nu? Da, și când va ce... câștiga el un uh, turneu așa. La ce vârstă, da. 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 Când va câștiga el cel mai mare turneu din da, uh, carieră. Andrei, și... am stabilit primul podcast, îl facem aici. Și termenul sună rău. Va veni el dacă va avea plăcere. Și va avea. Noi vom rămâne prieteni. Mă bucur mult de tot că ne-am văzut ajută. și îți doresc toate cele bune și acasă pentru weekend, pentru că ai zis că îți place în weekend să bei câte ceva, am de da. la Sâmburești un vin uh, un senzațional mulțumesc. pentru tine, domeniile mulțumesc Sâmburești. Alb îți place? Da. Atunci să fie două sticle pentru domnul Dan Capatos, <coughs> că am stat două ore și 40 de minute și mulțumim <coughs> mult de tot că se ducea Hai, la mersi. emisiune. Mersi. Serios, mulțumim mult de tot mersi. și, mersi și uh, baftă în uh, 2022. Și să ne vedem sănătoși. Asta e cel mai important. Mulțumim mult. Te pup.